Bună dimineața, Alice! Îți Bună mulțumesc dimineața, frumos Eliana! că ai răspuns invitației mele la podcastul meu intitulat Drumul înapoi spre tine. Mulțumesc și eu, sunt onorată! Să începem un pic așa cu cum ai fost înainte ca femeie, înainte de învățăturile lui Marius Ghidel. Cum Ce am fost fel eu ca de... femeie? Da. Păi nu știu cât eram femeie, aici e problema, știi? Că eu credeam că sunt femeie, dar nu prea mă purtam ca o femeie. Că ce înțeleg eu prin a fi femeie, în primul rând? Să fii femeie, Iuliana, înseamnă să ai o cumințenie, o inocență, o ascultare, o dăruire, o să te lași pentru celălalt, să vii tot timpul către celălalt, Da. să nu comentezi, să nu ataci. Să susții, să împuternicești. Hai să facem și mai simplu. Să fii Maria, Fecioara Maria și să fii Maria Magdalena. Adică, cumințenia Mariei, uite, o să dau un indiciu. În toată Biblia, pentru cine citește Biblia, cine o studiază, nu cine o citește, Fecioara Maria nu apare decât spunând o singură propoziție. Luați aminte la ce zice el. Și de Da. aici mi-am dat seama că femeia adevărată, cu majusculă pronunț femeia, nu prea trebuie să vorbească. Că eu am văzut la mine când eram înainte de a-l cunoaște pe Marius Ghidel și cu cunoașterea asta ce vine prin el, ce energie uriașă aveam, cât vorbeam, cât deliram. Energie Da. împrăștiată. O energie deloc împuternicitoare, deloc. Nici pentru mine, nici pentru familie. Și eu cred că dacă femeia nu își vine în fire, nu își cunoaște esența, nu înțelege cine e, face foarte mult rău împrejurul ei. Distruge planeta. Eu chiar cred lucrul ăsta. De multe ori mă întreabă oamenii, ce faci? Cum sunteți? Și zic, păi dacă sunt bine eu, e bine toată planeta, toată casa strălucește. Și așa este. Că Da. femeia are, ea e inima, Iuliana. Știi, bărbatul a primit darul de a fi cap. El e Da. strategul, el e stâlpul casei, el e bărbatul în casă. Și femeia n-are ce să caute să fie ea cap, să ia ea decizii. Că intră peste bărbat, intră peste Da, cocoș. da. E, Dumnezeu i-a făcut și ei un dar când a creat-o. A zis, uite, bărbatului i-am dat capul, da, să fie strateg, să ia decizii, să fie stâlpul casei. E, ți-am să-ți dau un dar și mai prețios, inima. Păi și ce face inima? Inima nu ia hotărâri, inima doar este. Este iubirea. Iubirea toată, e viața, e Da. cea mai puternică energie din univers. Tu îți dai seama că în calea iubirii, Iuliana, nu stă nimic. Rade tot. Dar iubirea aia necondiționată, nu că te iubesc dacă... Aia nu e iubire. Aia e o afacere. Da. Și m-a întrebat cum am fost eu înainte. Păi am fost afaceristă, am crezut că iubesc, dar mi-am dat seama că la prima chestie care nu-mi convenea, divorțam. Și am divorțat așa pe bandă rulantă și foarte interesant cum așa zisa iubire, aia infinită pe care le-o declaram, dispărea. Da. Și când am ajuns la Marius, mi-am dat seama că suntem afaceriste noi, în general, femeile, nu știm că suntem, pentru că iubirea nu e condiționată. Iubirea este și gata. Nu se termină. Iubirea asta de mamă nu e că, iarăși, copiii m-au învățat aici, cât erau mici, așa mi-am dat eu seama că iubirea mea e ceva în neregulă cu ea, nu e iubirea aia care trebuie, e iubirea asta condiționată. Ia iurea să zic iubire condiționată, că iubirea e una singură, e infinită, necondiționată, dar o să vorbesc așa ca să... Da, noi Da. de fapt nici nu iubeam, practic. Ne Da, imaginam nu... cumva, ne... Tu, foarte mult rău am făcut. Mi-am dat seama, copiii m-au ajutat să-mi dau seama că eu nu sunt în iubire. Cum?
Păi când erau mici îi adoram, mă îi drăgăleam, mă îndrăgăleam. Și când s-au făcut mari, 12 ani, 13, 14, când au început să-mi răspundă, să mă înfrunte, am văzut că am dispărut din felul în care mă purtam înainte cu ei, nu le mai vorbeam așa, m-am îndepărtat, nu-i mai pupiceam, nu-i mai îmbrățișam. Și eu am trei fetițe. Cea mai mică avea 6 ani când am intrat eu în școală, deci încă eram în iubire aia așa, și mi-am dat seama, mă, de ce pe astea mari le tratez altfel și de ce pe asta mică o drăgălesc în același timp? De ce mă schimb așa? De unde e ipocrizia asta și prefăcătoria asta? Și mi-am dat seama, vai, Alice, deci tu îl iubești pe ăsta micu doar pentru că e cățel și face ce tu vrei și te ascultă. Și când nu te mai ascultă și nu mai face cum vrei tu, gata, te-ai lepădat de el ca de o haină care nu-ți mai trebuie. Asta facem și cu bărbații. Da. Nu ne convine, după nu știu cât timp, că face aia, că face aia altă, hai că divorțăm, foarte bine, du-te, nu-mi pasă. Nu e chiar așa. Femeia adevărată cu majusculă rămâne acolo moartă coaptă, ție loială. E Maria Magdalena, care, nu zic să... Nu mă refer la ce făcea, că era prostituată sau... Cu toate că și asta e... Aici e o cheie. Aici e o cheie. Da. Pentru că eu mi-am dat seama că toată viața am purtat o mască. Am fost o prefăcută. Nu neapărat că eram conștientă sau nu. Dar nu știam cine sunt. Mă, prostituata știe cine e. Nu mimează că e altceva. E asumată. Mă, asta sunt. Uite-mă în stradă. Uite-mă aici cu fusta până... sub fund, asta e, nu mimează altceva. Și Maria Magdalena ea degeaba. Și prostituata știe cine este ea și toată lumea știe cine este ea. Adică e transparentă. Da, e mai sinceră și mai asumată decât noi. Noi am mimat că suntem masca aia, masca cealaltă, în funcție de meserie ne purtăm într-un fel, acasă eram satane sau, mă rog, eu una recunosc că eram o pisică veninoasă înainte și nu înțelegeam, mă, de ce când sunt afară nu fac la fel clăbuci cum fac în casă, deci ce ipocrizia asta, deci ce ești așa labilă, de unde? Și m-am gândit, zic, foarte urât caracter am. Am zis, astea clar, e un caracter urât pe care l-am dobândit, sigur, și de la mama, că am preluat și de la comportamentul ăsta, că l-am văzut. Și am zis, gata, asta sunt, urât caracter am. Și am zis, n-am ce să fac, cu asta defilez. Dar, bineînțeles că am mâncat ficați și soțului și nu înțelegeam pe nimeni, nu acceptam. Eram în control total, că eu eram cocoșul în casă, nu să fie ca... Nu că eram conștientă, vreau să fiu cocoș, nu, dar să fie ca mine. Da, vreau da, să fie da. Așa, de ce faci așa, ceream socoteală. Păi, dar inima nu cere socoteală. Deci nu eram femeie, nu eram în energia asta plenară de a fi femeie. Eu zic despre mine că eram, nu știu, o struță, o cămilă, îi zic bărbată. Da. Și nu o făceam conștient. N-am știut cum să fac. Că m-am căutat și eu ca noi toate, la toate cursurile de autodezvoltare, mega dezvoltare, da. Para dezvoltare. Nu prea mi-au folosit. Frânturi de aici, de acolo, dar nu avea o aplicabilitate. Că am văzut că la prima, nu știu, ceartă, ieșea iarăși jihad, se declanșa iadul. Și nu reușeam să-l opresc. Femeia ține armonia, ea face pacea. Problema e că nu ne învață nimeni și face și sens de ce să nu ne învețe. Păi cum să fie pace în lume și armonie? Nu! Dacă cei care conduc lumea știu că femeia e cheia, pe femeia o atacă. Da. Prin așa zisul feminism, nu? Feminismul, da. Curentul ăsta. Tu n-ai nevoie să aderi la curentul ăsta, tu doar trebuie să fii femeie și atunci reintră totul în firesc. Dar vezi că suntem manipulați sau manipulate. E, a apărut acum un an și ceva în viața mea Marius Ghidel cu această cunoaștere a lui, cu cărțile lui,
frumusețe în dar, Shangri-La, ce vor femeile, ce vor bărbații și școala iubirii în care am avut darul ăsta, e dar divin, șansa să intru și viața mea s-a transformat. Mi-am dat seama, am înțeles cine sunt și cine nu sunt. Și am realizat că femeia trebuie să... Nu trebuie, de fapt, nu trebuie nimic. Femeia este cheia. Femeia este viața. Femeia este iubirea. Pentru că e inima. Le conține. Trebuie doar să fie, să le dea drumul. Nu trebuie să trâncăne, nu trebuie să ceară socoteală. Iubirea nu cere socoteală. Iubirea, și încă ceva, o cheie. Să nu aibă așteptări. Așteptările ne omoară pe noi. Că faci ceva, gătești, te sacrifici, zici tu, și pe mai așteptări. Să-ți vorbească, nu știu cum, copilul, să-ți zică să rămână pentru masă, să facă curat, să lase curat, să nu știu ce. Nu mai așteptări. Asta e afacere. Da. Iubirea dăruiește tot. Și nu așteaptă nimic. Da. Deci tu, în momentul în care ai așteptări, ești afaceristă. Și nu mai ești femeie, ești bărbată și aștepți să-ți crească și mustăți, eventual. Ceea ce eu am fost campioană. Și uite, o să dau puțin din casă. Am văzut eu filmul King Kong, pe vremea când eram înainte. Deci este înainte de Marius și după Marius Ghidă. Și mi-a plăcut mie foarte mult King Kong, așa, mi-a plăcut forța lui de... totală, da, și am zis în casă, gata, de azi știu cine sunt, mie să-mi spuneți King Konga, deci nu King Kong, King Konga, și domnul meu îmi zice, Alice, nu King Konga, tu ești Queen Kong, Queen, el e King și tu ești Queen Kong, și auzi ce obrăznicie am avut eu în mine, adică eu nu știu care fosta, da, așa, da. Și am zis, poate Queen Kong ești tu, eu sunt King Konga. Deci așa, o dihanie din străfundurile iadului. Deci cred că și satana a rămas cu ochii căscați. A zis, de unde a scos-o, frate? De unde a inventat o creatură pe care nici eu nu știam. King Konga eram. Și fiindcă mergeam cu cea mică pe stradă și treceam noi pe lângă un părculeț care era cu pădurici, așa, și era foarte frică. Copiilor le e frică, în general, de locuri de astea cu păduri. Au impresia că ei se bau de acolo. Și zic, mami, să nu-ți fie frică, că eu sunt King Konga, o să-i muș de gât. Și zic, nu, cu tine mi-e frică, cu tati nu mi-e frică. Și am zis, nu, mami, de gât îi mușc. Păi asta nu e atitudine de femeie. Asta e atitudine de nici de satană. Că cred că nici satana nu se poartă atât de urât cât m-am putut purta eu. Adică, păi femeia este feminină, este gingașă. Păi dacă tu ești așa King Konga, ce bărbat oare trebuie să ai tu ca să poată să vină către tine să te poată îmbrățișa, dihanie? Îți dai seama? Tu îți dai seama? Deci femeia trebuie să fie modelul suprem de gingășie, de Fecioara Maria. Poate că a existat, poate n-a existat, nici nu contează, nu intrăm în dogme, în religii. Faptul că spui Fecioara Maria, ea e modelul suprem, ea este educatoarea. Nu Alice, nu altcineva, nu de pe la Hollywood. Fecioara Maria. Păi hai să luăm pe Fecioara Maria. Păi Fecioară, are o candoare, are o gingășie, are o cumințenie, nu trâncăne, nu vorbește așa, nu, eu nu mi-o imaginând fumând, nu mi-o imaginez fumând. Nu mi-o imaginez nici cu țâțele pe afară. Eu când nu știu, de exemplu, cum să mă îmbrac, când mă duc undeva, mă întreb, bă, dacă Fecioara Maria era în vremea asta, s-ar fi îmbrăcat așa? Nu. E, atunci nicio. Dar cum s-ar fi îmbrăcat? Păi, mă, mai decent, așa. E, atunci decent. Cum s-ar fi purtat? Ar fi stat crăcănată în pantaloni, pe scaun și să vorbească așa ca fetițele de cartier? Mă, nu. E, atunci nici eu nu fac. Eu o iau pe ea de model. Că știu sigur că nu dau greș, știi? Iar Fecioara Maria a fost și mamă. Deci ea e modelul de mamă. Da. Și ea s-a dărâit. Ce face? S-a dărâit total. Nu, nu cum am... A, nu, dacă nu faci așa, te bat. Păi îi zici lui Dumnezeu așa?
Cum? Ea e modelul nostru. Și atunci am început să mă iau după ea, să o copiez. Când mi-am dat eu seama, avem deja modelele. O avem pe ea. Ce formă, când ai bărbat, da, apare modelul celălalt, că femeia e făcută din două. Din două Marii. Fecioara Maria, Maria Magdalena. Ce înseamnă această Marie Magdalena? În primul rând că e prima femeie care apare în calea lui Hristos. Și cum apare? Plecată la picioarele lui. Da. Mă pun la picioarele tale. Și nu că e o proastă, că noi știm ce energie uriașă avem. Și tocmai pentru că acum știu că energia mea este de bombă atomică de Hiroshima, știu că trebuie să mă dau în spate, că altfel poate să pârjolească în focul. Deci pârjolește. Și atunci... S-a pus la picioarele lui cu cele mai prețioase daruri ale ei. Cu lacrimile. Da. Dar de ce? Că l-a recunoscut. L-a recunoscut. Cuvântul ăsta eu îl văd așa. Recunoaștere. Ca să-l pot recunoaște, trebuie să-l cunosc. Da. Cunosc, recunosc. Nu cunosc, n-am să recunosc. Exact. Dar ea știe de ce a putut să-l recunoască? Tocmai pentru că ea știa în primul rând cine e ea. E întrebarea esențială. Ea era o prostituată. Dom'le, asta sunt, nu mă feresc, nu mimesc că sunt, nu știu ce, altceva. Să da, nu știe da. Lumea, să am o altă identitate. Ea știa cine este, se cunoștea pe sine. E întrebarea de la care... Mi se trag toate. Cine ești tu? Deci tu vrei să spui că dacă nu suntem autentice, dacă nu suntem împăcate cu noi însene, n-avem nicio șansă nici să-l recunoaștem pe cel din față, nici să ne dăruim, nici să-l iubim. Păi dacă nu ne acceptăm pe noi, nu o să acceptăm pe nimeni. Și știi care este conștientizarea? Că dacă tu nu știi cine ești, cum să știi cine e Dumnezeu? Înseamnă că e tăiată conexia, Wi-Fi-ul nu funcționează. Da, da. Și atunci te miri că ai viața un iad, te miri că bărbatul se duce la alta. Păi caută o femeie, că a văzut acasă, are o mustăcioasă. Da. O bărbată. Are un cocoș mai cocoș decât el. Că au ajuns acum bărbații, dragii de ei, să se penseze, să se epileze, aștept să le vină și ciclul la unii. Și da. Nu e vina lor, e vina noastră că nu știm să fim femei. Și nu o spun la modul de a ataca femeia, ci că am fost manipulate conștient. Să nu afli care ți-e darul și super, să fii femeie super putere. E super puterea noastră, e cel mai mare dar. Păi ești inimă, adică iubire infinită, cea mai mare putere din univers. Lăsarea, smerenia asta, plecarea asta la picioarele celuilalt, uite, toată forța pe care eu o am, eu ți-o pun ție la picioare. E cea mai mare putere. Cum zice Marius, să nu vrei putere, aia e putere, nu? Știi ce mai înțeleg, Alice? Că femeia fiind inimă, ea se poate reînvia de multe ori, că inima o poți porni, îi poți da, dar uite, bărbatul fiind creier, odată ce l-am terminat rămâne. Da. E mai greu să-l punem din nou pe picioare, să-l... Da, uite, să zicem că sunt situații în care reușim, din păcate, să îl facem să plece din corpul ăsta fizic. Atât l-am măcelărit, îi se sparg câmpurile la nivel energetic, efectiv, energia noastră, că ești conștientă, că nu ești conștientă, îi căsăpește. Deci îi pui la pământ și treci ca buldozerul, îi faci piftie. Dacă n-ai reușit cu bărbatul, da, se întâmplă, că nu venim toți la nivel de conștiință 1000, da? Pe o scară, pe scara conștiinței lui Hawkins, de la 1 la 1000, da? Noi dacă suntem la 200, păi este minunat, la 1000 era Hristos, adică e cea mai înaltă conștiință în corpul ăsta de carne. Dacă n-ai reușit acum cu bărbatul și ai reușit să-l ajut să plece din lumea asta, ai copiii și îi poți salva pe ei. Da. Te poți salva pe tine în primul rând. Iar Marius ne învață că de o singură femeie sunt conectate neamuri. Că eu sunt suma tuturor sufletelor din spate. Nu sunt doar o simplă Alice sau... Nu.
Eu sunt suma tuturor moșilor și strămoșilor. Și ce să vezi, că am avut o conștientizare, deci neamul ăsta care e pe linia mea, e unul, da? Sunt milioane de suflete și la vii și la morți, da? Da, da, da. E, dar prin comuniunea cu Domnul meu s-au alăturat neamurile. Și atunci mai primesc și din partea aialaltă încărcă, da? Dacă Dumnezeu ți le dă, înseamnă că ai o putere fantastică de a reabilita destinul neamului. Că da. Iubirea face asta. Iubirea. Știi, noi suntem ca un, Iuliana, ca un super telefon iPhone, super telefon smart și noi nu știm să-l folosim. Noi nu umblăm la setări, noi stăm doar pe poze și pe Facebook. Nu știi ce face telefonul, nu știi cine ești. Trebuie să umbli la setări. Și dacă noi acum am aflat că să fii femeie e cel mai minunat dar, că e însăși viața. Viața sau moartea. Putem să reabilităm, în primul rând, destinul nostru. Nu pot să reabilitez destinul neamului meu până nu mi-l reabilitez pe al meu. Să înțeleg, în primul rând, cine sunt. Și când am aflat cine sunt, să și fiu. Să da. Și fiu, adică cine am aflat că sunt, să pun în manifestare. Nu e de ajuns, a, gata, m-am prins, a, ce mișto am fost la un curs cu Joe Dispenza și acum m-am prins. Nu e suficient, că trebuie să pui în practică, iar nu e suficient. Trebuie să ai constanță, să da. Vezi că după o lună ai același rezultat, că ești omogenă. Mă rog, mai sunt situații. Și răbdare, da. Și răbdare trebuie să ai, pentru că nu se întâmplă peste noapte ce ai stricat în 30-40 de ani, depinde cât avem, nu o să reparăm chiar. Vieți, da. Da, că da. Venim cu un bagaj transgenerațional, da, tu da. Sunt, ce n-a reușit să facă bunica sau străbunica, crezi că se duc așa, se pierde, se dizolvă datorile? Nu, vor plăti da, copiii da, da. Pentru păcatele părinților. Deci dacă suntem suma tuturor părinților, păi înseamnă că le-am luat și temele, repetențiile, știi? Și atunci, cum le dizolvi? Cum reabilitezi destinul? Păi fiind femeie, adică cum? Păi să fii iubire orice ar fi, adică cum? Păi să nu comentezi, să nu întrebi, că n-ai ce să întrebi. Iubirea nu întreabă, iubirea doar iubește. Punct. Da. Atât. Ești mamă? Păi, ce dar minunat, că vin copiii să te învețe. Hai să ne oprim la întrebări. Ce întrebări ucid? Ce întrebări ucid bărbatul? Cu ce întrebări atacă femeia bărbatul de cele mai multe ori? Păi, în primul rând, uite, întrebarea asta, de ce? Eu am zis că e o întrebare de șeu. De ce, vece? N-ai ce să întreb. Ce sunt? Dacă întreb, deja ești în control. Da. Da. De ce? Poți să scrie egal, vece. Mm-hmm. Nu-ți trebuie. În iubire nu întrebi, doar ești. Da. Iubirea se dăruiește și uite, când suntem îndrăgostiți, întreb de ce. Nici nu vorbește, topești în brațele celuilalt, în respirația celuilalt. Dormim așa față în față, dormim să parcă respirația ta să nu se piardă, să o inspir eu, să ne facem una. Atunci mai e cu de ce? Nu. Da, e da. După, când începe coțohârla să apară, când vine da. King Konga. Și pe urmă bietul bărbat nu mai știe pe unde să fugă. Da, da. Da. Deci iubirea nu pune întrebări. Dar scrie și în Biblie. Nu întreabă unde ești, când vii, dar de ce nu vii, da? Sunt chiar foarte periculoase întrebările astea. Din punctul meu de vedere și acum cunoscând ce ne-a dăruit Dumnezeu prin Marius, cunoașterea asta lui, întrebările de fapt te poziționează în control. Iar Dumnezeu nu e control. Dumnezeu poate, este îngăduință. Poate că dacă ne aude cineva o să zică că, păi cum așa să trăiești, să nu pui întrebări? Păi dacă nu vrei să pui întrebări, o să ajungi nici să n-ai nevoie să le pui, pentru că el va sta lângă tine, nu va pleca, nu va trebui tu să-l controlezi, da. Nu să-l urmărești, nu să... Marius are o vorbă, câinele nu pleacă de la măcelărie. Da, nu o părăsește. Nu, n-ai să vezi câine să plece de bunăvoie de la măcelărie. Iar bărbații noștri nu că pleacă, fug.
Da. Al meu soț numărul 2, da, eu sunt la că am să fiu foarte, am să fac o spovedanie foarte sinceră, că oricum mă vede Dumnezeu oriunde, și dacă o fac și dacă nu o fac. Da, sigur. Deci eu sunt la a treia căsnicie și din punctul meu de vedere asta a fost ultima, că m-am prins. Acum nu vreau nici să dau sentințe, că suntem destul de mici și cuvintele nu le cuprindem. Eu mă strădui să stau în banca mea. Soțul numărul 2 s-a dus după pâine și n-a mai venit. În Bermude a plecat. În Bermude a plecat. Deci îți dai seama că l-am căsăpit, l-am măcelărit. Da, da. Deci avem o putere, nu știu. Dar eu mă mai întreb și altceva. Mă, tu dacă ai fi bărbat, ai sta cu tine? Ți-ar plăcea de tine așa cum ești? Eu am răspuns din prima. Nu, nu. Nu. Când cum am eram înainte? Văd, da, cum am când am început să văd, am și spus. Zic, au o răbdare. Au o răbdare și o, nu știu, bunătate și iubire. Bravo. Da. Eu de asta acum îi văd atât de minunat și atâta îngăduință și atâta răbdare, și asta nu poate să vină decât dintr-o iubire infinită, iubire autentică, iubire necondiționată. Din păcate, femeile, că e natura asta de carne, știi, natura umană, nu natura divină, natura umană cu mintea asta, ne face să fim așa, să fim virusate, să fim atacate, da, să ni se ia mintea, să fim ca niște somnambule. Mă, nu poți să te superi pe un somnambul, că e somnambul, nu poți să-l iei la întrebări, să-i ceri socoteală. Dar acum că știu, acum se schimbă lucrurile. Da. Și sunt foarte atentă, nu pun întrebări deșeuri. Nu, ce trebuie să știu? Eu doar trebuie să fiu. Eu am de recuperat mult din spate și de la mine și de la toate amețitele care au fost înainte, mame, bunici care nu și-au făcut treaba. Mi-au lăsat mie toate repetențiile lor. Deci n-am timp de întrebări, tu n-am timp de întrebări. Trebuie să fiu. Avem treabă. Da, trebuie să fiu. Și acum așa să zic cum sunt după școală. Păi, e cel mai mare dar care mi se putea, pe care puteam să-l primesc, să înțeleg cine sunt și să și fiu și să aplic și să reabilitez, să mă reabilitez pe mine, neamul, cine consideră Dumnezeu, cum e planul lui, nu contează. Mă las cu bucurie și lumea poate să zică, bă, ăștia, să cred că sunt sectanți sau cred că asta e nebun. Da, că facem spirale. Nu, e o chemare. Da, și eu m-am întrebat, băi, Alice, dar de ce să faci tu să te lași, să te duci către celălalt de jos în sus? Ce atâta iubire, iubire, adică să nu zici și tu ceva, să-ți pui punctul de vedere. Păi ce punct de vedere spune iubirea, mă? Femeia doar trebuie să împuternicească, trebuie să sus țină, auzi, să țină sus bărbatul, împuternicește-l și ai să vezi că ți-aduce și luna de pe cer ți-o aduce. Nu se vindecă copiii, scap de cancer. Că asta e și boala, zice și boala. Fă, femeie, fii ca în cer. Adică cum ca în cer? Da. Că noi suntem chip și trebuie să fim asemănare. Suntem făcut. Iuliana, mie mi-a făcut acum câțiva ani click. Cred că atunci a început trezirea mea, cu vreo 6-7 ani. Am fost la multele conferințe cum mă căutam eu așa să văd cine sunt și spune cineva, suntem duhuri de lumină făcute după chipul și asemănarea lui. Da. Deci mie mi s-a părut genială chestia asta. Și nu știu cum s-a întâmplat, că am și auzit-o. Deci am auzit-o nu cu urechile. A intrat pe urechi, dar a coborât în inimă. Și am zis, mamă, ce chestie tare! Bă, păi eu credeam că sunt o proastă, o grasă, care n-a făcut nimic cu viața ei, plină de celulită, cu burtă, cu, nu știu, toate epitetele. Mă, mie îmi convine să fiu duh de lumină. Păi dacă sunt și chip, nu râde că eu chiar așa mi-am zis, bă, nu. Deci mi se pare genial, cum ai că mă, eu credeam că sunt o distrusă și când acolo sunt duh de lumină și dacă sunt chip și asemănare cu el, păi înseamnă că am potențial infinit. Infinit. Și atunci eu vreau să accesez potențialul ăsta. Și zic, mamă, cum, de unde? Cum? Cum să fac să mi-l accesez? Eu vreau să-mi văd highest potential din ceea ce eu sunt.
Mi-a luat mulți ani, că am mai trecut, a trebuit să mă cobor până în iad, trebuie să morci, Da. trebuie să urci Golgota cu crucea în cârcă, că nu-ți vine așa, vai, că am fost eu, nu știu, în America, la nu știu ce curs cu nu știu cine și m-am iluminat instantaneu. Nu, nu, trebuie să se rupă carnea pe tine și modelul este Hristos pentru cei care sunt creștini, că El a arătat, cât era El de Dumnezeu, a arătat. N-ai cum să învii, n-ai cum să... să te îndumnezești până nu se rupe carnea pe tine. L-a obiciuit până s-a rupt carnea pe el. Da, și asta da, camielul. Da. A trebuit să urce Golgota cu crucea în cârcă. N-a zis, băi, stați-mă puțin, stați puțin. E prea mare crucea asta, dați-mi voie să iau doar o așchiuță mică. Uite, eu iau pe asta din partea că se asortează și cu sandalele. Nu! Nu! Da, deci, și mai e încă o chestie. Când se afla în fața lui Pilat, Pilat i-a zis, o să-ți iei nu știu câte bice și formă, hai că o să te las. Și s-a schimbat sentința că a ajuns la răstignire, da? Hristos n-a spus nimic. N-a zis, domnul Pilat, stați puțin, stați că n-ați înțeles, cred că, cine sunt. Nici măcar n-a zis, da, de ce? Că m-a întrebat de ce. Da, a pus da. O întrebare de ce? N-a întrebat de ce. Păi dacă ar întreba de ce, înseamnă că el s-ar lepăda de el, nu ar... El știa cine e. Păi dacă e Dumnezeu, eu n-am frică, mie nu mi-e frică, nu trebuie să întreb doar de ce. Păi el oricum știa cine e. Vezi? Asta e problema asta, că nu știm cine suntem. Și ne-a arătat că trebuie să te lași. El e modelul. Hai, dacă nu ne place de Fecioara Maria, luăm pe Hristos. Ne luăm de el, da? Lucrăm cu materialul clientului, că ne-au dat Biblie, hai să ne luăm de ea. Și ce am văzut la el? Păi s-a lăsat scuipat, n-a comentat, să zică, domnul Pilat, stați puțin că vă dau în judecată, vă deschid proces, că eu n-am făcut decât bine. Da. Nu s-a apărat, n-a adus argumente, pentru că Dumnezeu n-are nevoie să se scuze, să aducă argumente în fața nimănui, Iuliana, nu? Păi el știe, da, cine e, el nu are rival, are contracandidat? Nu are. E tot puternic, e în toți, în tot, în toate. Uite, azi dimineață cea mică o duceam la școală și mă întreabă, mama, da, Dumnezeu unde e? Și zic, mama, pretutindeni. Zic, nu e un om așa cum ne învață ei să credem că, uite, e icoana aia. Sau... Am văzut-o pe o doamnă când se ruga așa cu ochii sus în cer și vorbea cu Dumnezeu sus la nori. Și mă întreb, mă, dar de ce nu vorbește cu o furnică sau cu o piatră? Că Dumnezeu e și acolo, nu? Da. De ce trebuie să stăm cu ochii în cer așa ca tâmpiții? Că așa ni s-a spus, păi, alo, stația! Nu este Dumnezeu în tot, în toți, în toate? Înseamnă că e și în frunză? Înseamnă că e și în purice? Înseamnă că e și în firul de mustață al pisicii? E chiar și în pisică? Da? Da. Pretutindeni. În pământul pe care îl calci. Și acolo e. Și mă întreba cea mică, dar unde e că nu-l văd? Mama, e o energie. Nu e o ființă. Este tot. E clipirea ta. E respirația ta. Dacă crezi că ești mecher și că îți aparții, uite, te rog eu frumos, Iuliana, să mă contrazici, țineți respirația 3 minute și autosufocă-te. Dacă crezi că ai control asupra ta. Nu, sau facem altceva. Uite, adormi când vrei tu. Poți să adormi, nici măcar asta nu poți să faci. Nu, mă, dar autosufocă-te. Nu mai respira. Da. Și ai să vezi că nu ai control peste nimic. Că e el, da, la butoane. Da. Nu ne aparținem. Corpul ăsta nu l-am făcut noi. Păi sunt miliarde de celule. Miliarde de celule. Și fiecare celulă, Iuliana, o singură celulă are 1000 de funcții. Noi habar n-avem de capul nostru. Noi nu știm ce face o celulă, da, ce face ficatul. Nu, da, el, da, ne mișcă în toate. Indiferent cum îl cheamă. Da. Mă mai vezi că mă sună cineva? Da. Te văd. Așa, am dat închis și am apărut. Dacă poți face, că sigur dă mai poți să vorbești dacă vrei, că nu, 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 nu trebuie. Ok. Nu trebuie nimic. Nu trebuie. Așa. Deci este Dumnezeu în toate, în toate. Și da, uite, de exemplu, când ești în comă, mă, dacă ești așa șmecher și e corpul tău, ridică-te, Lazare, și mergi. Nu e. Învie. Învie, mă, 3 secunde. Dacă e corpul tău, nimic nu e al nostru. Da. Este închiriat totul. Dumnezeu a zis, uite, am creat pământul ăsta și vă trimit pe locul de, pe terenul de joacă, să vă jucați. Să vă jucați. Să fiți copii. Da.
Știi? Dar noi nu mai știm să fim copii, că noi suntem oameni foarte mari, avem CV-uri, avem... Noi suntem jobul. Dumnezei deja, Dumnezeul nostru, ne-am făcut noi. Da, sunt șeful în casă. Da. Deci nu există așa ceva. Și acum de când am schimbat eu în casă atitudinea mea, că am înțeles că sunt un om destul de inteligent. Adică nu sunt laureată de premiul Nobel, nici nu am un coeficient foarte, nu știu, să zicem, ieșit din tipare, dar îmi funcționează mintea. Deci pe mine m-a convins viața mea de până acum, iadul în care am trăit și nu-l mai vreau. Și m-a convins Marius, care a venit cu atât de simplu și cu argumente, de ce nu trebuie să ataci bărbatul, de ce femeia trebuie să fie femeie, de ce să nu pui de ce întrebări, de ce să n-ai așteptări. Pentru că iubirea nu face asta. În momentul în care tu ataci bărbatul, păi dacă Dumnezeu e în tot și în toate, tu practic îl ataci pe Dumnezeu direct, nu? Că da, se manifestă da. Și prin bărbatul tău. Indiferent cât e de amețit, pitic, gras, țigan, gunoier, nu știu. Da, da, nu contează. Mă-l mișcă Dumnezeu și pe el, că doar nu-l miști tu. Că nu ai de la cheiță, știi? Îi schimb bateriile. Da, îl mișcă Dumnezeu și pe el. Și atunci eu când mă iau de omul din față, mă iau de chiar Dumnezeu. Și am să vă dau o veste foarte interesantă. E cu camera de filmat pe noi. Cum? Păi prin ochi. Într-o zi mă trezesc, eu am pisici. Și îl iau pe cel mai mic pisoi în brațe și zic, bună dimineața, Doamne! Așa, ziceam din inerție. Da. Și îl văd pe pisoi, e negru, negru. Și avea ochii mari și se uită așa la mine cu ochii rotunzi. Și zic, Doamne! Zic, aoleu, deci stăteau cu ochii aia, i-am zis, mă, asta-s cameră de filmat. Și zic, fii atent că prin astea mă filmează Dumnezeu și e direct sus, sunt live! Live! Suntem continuu live! Nu stă el după fundul nostru, că ne filmează chiar prin proprii ochi. Da. Prin fiecare pereche de ochi, suntem live continuu. Așa e. Alin, și prin... Da, ai continuat. Prin orice animal, prin orice ființă, da. Tu... E el, ne vede. Da. Și dăm socoteală. Da, întreabă. Asta și pentru cei care zic că suntem singuri sau se simt singuri. Aia ne-am simțit și noi cândva în viața noastră singuri. Am uitat că el e cu noi pretutindeni. Da. Da, păi te simți singur că nu mai ai conexia cu el și da, de aici exact. Se trag toate. Că n-ai da. Cum. N-ai cum. Mă, dar suntem copilul lui, suntem creație, suntem chip și asemănare. Suntem... Nu el e tatăl? Și noi suntem da, copii, da, păi da. Și atunci am văzut că eu așa aveam pretenții de la copii. Măi, te-am educat, deci trebuie să te porți, trebuie, dar nu trebuie, să-ți cinstești părinții, nu? Să se vadă că ești educat, să se vadă din cine ești și te-a crescut ursul în pădure. E, așa și noi, păi dacă suntem copiii lui, trebuie să... Trebuie, nu trebuie. Ar fi minunat, așa. Ideal. Să-l cinstim, să onorăm părintele, să-i aducem slavă, să-l da. Onorăm, să-l venerăm, da? Da, nu da, pe da. Șeful la care suntem angajați și mamă ne dă salariu de 3.000 și e cel mai tare și wow, e... Nu, primul e Dumnezeu. Primul e Dumnezeu, indiferent ce, cum îl vede fiecare... Să-i zică fiecare cum vrea, că na, trăim da, într-o da, lume da. Foarte liberă. El e primul la care trebuie să avem gândul. E Wi-Fi-ul, te-ai rupt de Wi-Fi, începe jihadul. N-ai cum, că suntem extensia lui, suntem parte din el și trebuie, nu. E obligatoriu să fim asemeni lui. Până nu suntem asemeni lui, nu ne lasă. Da. E un soft, un algoritm. Ești iubire, o conții, că ești parte din el. Dacă nu te încadrezi în iubire, imediat te detectează algoritmul și primești factura pe măsura acțiunilor. Acțiune, reacțiune. Da. Suntem condamnați la iubire. Suntem iubire. Suntem, da. Suntem el. Picături. Știi cum am mai zis? Eu am mai găsit o imagine. El este soarele, da?
Dumnezeu, forța asta creatoare, divinul. El e soarele și noi suntem razele, știi? Da, și nu da. poți să zici, băi, mie nu-mi place de el, eu mi-au raza mea și plec. N-ai cum să te rup, ești acolo, suntem parte din întreg, suntem un împreună, singură ființă. Da. Nu e că suntem scindarea asta, bărbat, femeie, tu ești gras, frumos, eu sunt mai bună, tu e... Nu, e un împreună, suntem unul și același. Da. Uite, la școală, la copii, este sistemul Waldorf, da? Și Rudolf Steiner are o zicere. Eu sunt tu. Tu ești eu. Împreună suntem noi. Asta se spune în cerc. E o zicere de dimineață. E minunată, nu? Și de ce în cerc? Și să așa-i? Încep și ziua cu așa ceva. Da, să luăm aminte la cuvinte. Cuvintele rostuiesc și pecetluiesc. Ne dăm singuri sentințe prin cuvinte. Și zicerea asta se spune întotdeauna încerc. De ce încerc? Că să zicem, noi ieri ne-am bătut, noi două, da, nu ne-a convenit ceva. Da. Suntem obligate astăzi să ne ținem de mânuță, unul împreună, să se stingă, da. Și să ne readucem aminte cine suntem. Eu sunt tu. Tu ești. Și așa se zice. Eu sunt tu. Și se pune mâna pe piept, se atinge. Tu ești eu și ne luăm de mânuță, împreună suntem noi și schimbăm, ne învârtim și trecem la următorul și spunem zicerea asta în cerc cu fiecare din clasă. Minunat! Wow, ce fain! Da. Și eu te întreb pe tine, noi ca români n-avem hora, da, care e același lucru. Avem cioplitorile pe lemn de simbolul ăsta solar. Păi nu e Dumnezeu și noi razele? Dar ascultă cuvântul, ra-ză. E ra, ca e soare, și za. Soare, da. Da. Za cu za e un împreună, nu se poate. N-ai cum singur, nu există singur. Nu există, că ești, vei fi atacat, ești ca și cum te-ai rupt de turmă și ai să fii victimă garantată. Ești celula aia canceroasă dacă vrei să fii singur și vei fi respins. Da, 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 da. 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 Cum, din punctul tău de vedere, cum să facă femeia susținerea asta a bărbatului? Ai spus. Da. Uite, unu, în primul rând să înțeleagă că primul întotdeauna e Dumnezeu. N-ai cum fără să ai gândul la el. N-ai cum, că el e Wi-Fi-ul. De la el primește energie. În momentul în care îți bați tu capul, ca femeie, să știi că deja din start vei avea nereușită. Pentru că nu ești cap. N-ai ce să-ți bați capul, tu doar ești inimă, tu trebuie să fii. Deci tu ești energie, bărbatul e telefonul, tu ești priza și da, tu nu vrei să-i dai curent. De ce să nu-i dai curent? Că ai infinit. Deci trebuie să-i dai. A, nu, dar de ce? Dar de ce vrei tu să-ți încarci telefonul? Vreau să înțeleg de ce. Nu, nu trebuie să înțelegi, tu trebuie să te lași. Că soarele nu te întreabă. A, stai puțin, Iuliana, de ce să-ți dau ție astăzi o rază? Ia zi-mi tu mie. Că am văzut eu ce ai făcut ieri. Nu întreabă nimic, el doar se dăruiește total. Nu te întreabă ce ai făcut, ce n-ai făcut. Deci noi de ce să întrebăm? Deci prima dată să fie gândul către Dumnezeu, conexia cu el. N-ai că ești bărbat, femeie, nu contează. E primordială. Conexia cu Dumnezeu tot timpul. El e primul. Și este și o rețetă. Unu, pe primul loc, e Dumnezeu întotdeauna. Că fără el... Nu te trezești tu singur. Asta e o aroganță. Da. M-am trezit. Nu, nu te-ai trezit. El te-a trezit. Simpul. Că dacă zici tu că te-ai trezit, trezește-te, te rog, și când ai murit. Da. Trezește-te 3 secunde. Așa. 2. E partenerul, e celălalt. Că e bărbat, amant, soț, nu contează. Din moment ce... Însoțitorul tău, domnul tău. Da, da, da. Sau doamna. E pe locul 2. Nu copilul, nu cariera. Copilul este rezultatul acestui împreună, horirii ăsteia, înhoririi. Deci n-ai cine pune copilul pe primul loc își creează cancer în familie. Nu neapărat ca boală, dar își creează un iad. Orice altceva. Da, da, da. Și pe locul 4 e cariera. Deci cine nu respectă ierarhia asta, și-o cam fură. Dar e perfect, că toate drumurile duc la Roma, tot la Dumnezeu să ajungem. Dacă nu în viața asta, în alte vieți, na. Da, da, da. Da.
Și eu știu că, fără să intrăm în amănunte așa, știu că pur și simplu viața ta s-a schimbat. Oh, total. Da, s-a schimbat, în special soțul s-a schimbat, însemnând viața ta soțul e altul. Da. Păi, oare de ce se schimbă soțul? Pentru că da. Celălalt, dacă eu sunt tu, tu ești eu, înseamnă că ești oglindă. Da, da. Mecanismul, deci formula e foarte simplă. În prejurul tău nu sunt decât oglinzi, iar celălalt te oglindește. Da. Bun, hai să nu-l credem pe Marius că poartă o tâmpenie. Dar hai să ne luăm de copil. Copilul știe când e mic. Dacă ți-aduce aminte că îi spuneam unui copil, ești prost. El zicea, cine zice ăla e stop. Da. Deci, e oglindă. Da, celălalt da, da. Doar e oglindă. El doar îți arată cine ești tu cu adevărat în străfundul tău. Da. Și copilul, și bărbatul, și prietena, absolut toți. Absolut toți. E un împreună. Toți ne luăm roluri, ne oglindim unul pe celălalt. Deci dacă vrei, nu trebuie să ai clar vedere, sau poate că e clar vedere, nu înainte vedere, clar vedere. Da. Dacă vreau să știu cum ești tu, te pun să descrii pe cineva. Și ai să te descrii perfect. Exact. Perfect. Te pun să zici, ia zi-mi două cuvinte despre mama, zi-mi două cuvinte despre tata, ia zi-mi două cuvinte despre fostul soț. Și te descrii perfect, ca ai să spui exact cine ești tu. Da. Deci, soțul s-a schimbat pentru că eu m-am schimbat. Când... Ai fi crezut că e posibil? Nu, nici n-am știut că există așa ceva. N-am da, crezut. Da. Repet, eu am crezut că am un caracter urât. Și asta sunt... și încă ceva. Mă gândeam, zic, mă, dar cum reușesc altele? Că mai vedeam femei care erau foarte gingași, așa, și foarte delicate. Și am zis, bă, hai să mă prefac. Hai să fac și eu castea așa, să mă prefac și să... Să nu mai, în primul rând că eu țipam tot timpul înainte, nu puteam da. Să vorbesc normal, nu știu, la 7 dimineața că mă trezeam, îmi ieșeau țipete din gură, nici nu, de ce e așa, de ce nu e aia, de ce, deci, cred că i-am îmbolnăvit psihic pe toți, nu știu, ce răbdare, câtă iubire ca să mă suporte atâția ani de zile și spunea, nu mai țipa, nu mai, păi nu țip, sau găseam eu scuze pentru care motiv țip, da. Nu e ok. Femeia nu face asta. Și am zis, băi, ceva e neregulă cu mine. Cum să fac să opresc țipetele astea? Că am văzut că n-a funcționat. Nici psiholog, nici psihiatru, nici... Le găseam la toți câte o scuză, că sunt mai nebun ca mine, clar. Nu mi-a... N-au funcționat pe mine. Am aprins lumânări, am fost la biserică. Nici asta n-a funcționat. Și tatăl nostru și apă în gură. Da, ține apă în gură și merge mintea. Te căsăpesc cu mintea, știi cum te fac? Terzi. E, când... Am înțeles că în față e divinul și nu am cum să mă iau de el, că îl atac chiar pe el, mă, mie mi-a tăcut mintea, adică, nu știu, a venit ceva din mine, cum să mă iau de Dumnezeu? Deci nu, e ceva lăuntric. Pentru mine a funcționat. Nu am de ce să mă mai iau de el, n-am ce să-i zic, fă aia, păi eu îi dau sfatul lui Dumnezeu ce să facă. Da, da, da. Păi nu e în toți Dumnezeu, e sau nu e, sau ne contrazicem? Că materialul clientului, luăm Biblia, nu? Așa zice acolo și plus de alta că se și vede, măi, cine te mișcă? Cine te mișcă? Cine te face să poți să ridici mâna? Că dacă ești în comun, da. Nu mai poți ridica. Deci clar că e ceva ce ne animă. Și pentru mine a funcționat, în față e Dumnezeu, nu mai văd persoană, nu mai văd omul, văd divinul și atunci m-am potolit. Dar vin la cuvântul acesta, recunoaștere, ca să te pot recunoaște, trebuie să îl cunosc în mine. Dacă nu îl văd pe Dumnezeu, dacă eu nu înțeleg că sunt cea mai mare minune a lui Dumnezeu, eu așteptam, Iuliana, să se întâmple o minune în viața mea. Și m-am dus la toate cursurile, când minunea eram chiar eu. Chiar eu. Dacă eu mă văd o minune, asta îmi vor oglindi și ceilalți. Pentru că ceilalți își vor lua roluri, sunt obligați de divin să-și ia roluri să mă oglindească. Da. Deci dacă eu nu îl cunosc în mine, n-am cum să-l recunosc. Deci am înțeles cine sunt, am înțeles că sunt Duh de Lumină și mi-a plăcut foarte tare ideea.
Chip suntem deja, deci îmi lipsește asemănarea. Și modelele le avem, că uite, avem pe Fecioara Maria, mă, că nu știu ce să fac, mă gândesc, bă, ce-ar fi făcut Fecioara Maria? Și atunci mă temperez. Ar fi făcut asta? Ar fi stat cu o halbă de bere în mână? Nu, e, atunci nici eu nu stau cu o halbă de bere în mână. Sau da, ar fi mers da. Beată? Nu zic că nu e bine, e perfect orice. Treaba lui ce vrea fiecare să facă. Dar e nevoie dat de... aceste modele și ele sunt da. Modelele de urmat, că de asta... Da, da. Sau mai am altceva, când mă încurc și nu știu ce am de făcut și vreau să, nu știu, să-i zic vreo două celui din față, mă întreb, mă, Hristos i-ar fi tras un scuipat și i-ar fi zis vreo două? Nu, e, atunci stau și eu cu minte. Pe mine mă calmează, adică mă, da, da. Mă pune asemănarea, vezi că suntem chip și asemănare, asemănarea ne lipsește. Da, da. Eu mă țin cu dinții de modelele astea două și legat de, știi, ideea asta că cum adică să fiu eu cârpă, să fac ascultare la bărbat, adică, păi asta face iubire, asta face femeie, cel mai minunat lucru să te dăruiești celuilalt. Ce, bărbatul nu te-a slugărit toată viața în asta după fundul nostru? Da, câtă da. Iubire, câtă răbdare, cât a stat să ne aștepte, să ne transformăm, să ne schimbăm. Și acum, dacă ei au dat, că toată viața eu asta am înțeles, că el mi-a dăruit. Și acum, că m-am trezit, am zis, e momentul meu să dăruiesc. Că am înțeles cine sunt. Și, bun, dar care e chestia cu dăruitul ăsta? Că zice Alice asta, cine e Alice? Bun, dă-o pe Alice deoparte. Îl luăm pe Dumnezeu, materialul clientului. Ce face Dumnezeu? El se dăruiește. Soarele se dăruiește, da? Da, da. Și nu zice, băi, nu, astăzi pentru tine nu, ție nu-ți trimit nicio rază. Sau pomul ce face? Că e tot Dumnezeu. Face mere ca să se mănânce singur? Nu. Se dăruiește celorlalți. Apele se beau singure? De asta există? Nu. E pentru noi toți ceilalți. Pământul e pentru el ca să se calce el pe el? Nu. E pentru noi. Să avem pe ce păși. Da. Și se lasă călcat în picioare. Deci Dumnezeu ne arată prin absolut tot, cum să fim. Uite, fiți ca mine. Eu dăruiesc tot. Necondiționat, nu contează că ești nenorocit, că ai făcut aia, că ai omorât, că pentru toți la fel, în mod egal, vă iubesc pe toți și vă dau șansă la toți. Și atunci, e însăși principiul divin, Iuliana, eu așa am înțeles, dăruirea. Iar dăruirea funcționează ca un dinam. Că dăruind, generezi energie, ca la bicicletă, știi, când dai la pedale, din... cu cât dai, cu atâta vei avea lumină. Eu când eram copil aveam Pegas și aveam dinam. Dădeai la pedală, aveai lumină. Dăruiești, ai lumină. Nu dăruiești, ciuciu lumină. Cred că tu erai piticola din povestea lui Marius, știi, care pedala la... Nu știu, se poate, orice da, se poate. Orice e posibil. Da. Da. Tu, e minunat darul ăsta. Mie mi-a adus pace. Și cea mai mare bucurie nu e că mi-a adus mie pace, e că îi văd pe ei în pace. Da, asta este. E că i-am lăsat în pace. Știi, în Ardeală e o vorbă aici, dă-i pace. Da, mă, dacă să-i dai pace, trebuie să ai pace. De unde să-i da. Dau pace dacă n-am? Da, știi? Da, da. Da, eu vreau să-ți dau 10.000 de euro să te ajut, dar n-am. Da. Ca să-ți dau da. Pace, dă-i pace. Știi? Dă-i pace. Păi trebuie să ai ca să-i dai. Da, și da. Acum eu fiind pace, le dau pace. Îi las în pace. Da, îl pronunț cu majusculă pe pace. Da. Da. E Dumnezeu în toți și în toate. Pentru mine face sens. Da. Este minunat. Da. Dar și plus că ni se mai iau și niște greutăți din spinare. Adică ne cocoșăm singure cu toate... atribuțiunile astea care nu ne aparțineau, nu? Eu la un moment dat mă simțeam chiar copleșită și din copleșarea aia venea nemulțumirea și venea frustrarea și uite așa... Și panica și frica. Da, păi asta da. E lipsa conexie cu Dumnezeu. Da, că Dumnezeu e frică. Nu e frică. În momentul în care e frică, e grijă, îți bați capul, deci ai ieșit din conexia cu Dumnezeu, ai ieșit din aria lui de acoperire. Ai pierdut Wi-Fi-ul, nu mai ai semnal. Nu, în permanență, eu zic mereu, păzire continuă și prezență continuă. Prezență continuă ce? Păi să fii cu gândul la Dumnezeu. El e pe locul tău.
El e primul în toate. Și m-am observat, de când sunt în școală, că am mai picat și eu și îmi băteam capul. Cum să fac? Și am zis, mă, stai puțin. Dar de ce îmi bat eu capul că eu nu sunt cap? Nu îi le predau lui mai bine? Da, că da, el are potențialul infinit. Și știi cum mi-a venit ideea? Coseam eu niște săculeți de mână, să pun niște daruri, îmi place să meșteresc, și coseam la acești săculeți de in și vine cea mică și zice, mami, vreau și eu să te ajut. Și am zis, o să mi strici, o să coase. Și zic, hai să nu-i tai aripile. Mă, n-a cusut de două ori și mi-l întinde, zice, mami, ajută-mă, că mi s-a încălcit. Tu, deci am simțit că mă expandează inima și am zis, da, mama, dă încoace, cum să nu? Deci m-a topit inocența aia, mama, ajută-mă. Și am zis, hopa, stai-mă puțin că și eu sunt copilul cuiva, că și eu la rândul meu pot să-mi iau săculețul și să-i dau tatălui, să zic, tată, ajută-mă că mi s-a încălcit. Mi-a picat fisa. Da, da. Și am zis, le predăm lui, că el poate orice. Asta înseamnă lăsare, smerenie, să înțelegi că nu ești tu, că e numai el. Tu să te dai deoparte cu tu-ul tău, ca să-l lași pe el să intre. Da. Și atunci el va reconfigura totul. Iar tu doar trebuie să te bucuri, să fii în contemplare de ce ți se arată în față, cum se reconfigurează Waze-ul, să zicem. Că el face tot, nu facem noi. El creează situațiile. Tu doar ai făcut alegerea. Doamne, ți le predau ție. Te recunosc pe tine, că tu ești la cârmă. Cam așa e. Plus că mai e o surpriză pentru cei care aud. Nu e altă cale. Nu e altă cale. Adică orice vrei, orice alegi, tot acolo ajungi. Tot acolo ajungi. Dar depinde cum ajungi. Vrei să ajungi cu dinții rupți, cum am ajuns și noi? Orice cale e perfectă. Nu poți să zici că una e mai bună decât cealaltă. Și cei care suferă, să știi că se pot avea revelații instantaneu. Dar deci, eu cred că pot avea revelații numai cei care suferă. Nu știu dacă e vreunul. Decât dacă vii deja cu un nivel de conștiință, nu știu, peste 600, ceva, 700, 800, adică aproape așa de Hristos. Dar aceia nu cred că se vor uita la noi. Cei care au nivelul ăsta nu mai au nevoie de nimic, cred că. Da, da. Vin doar ca să... Uite, spunea Marius să fie modele. Spunea Marius că cei mai înalți sunt oamenii ăștia ai străzii, cum spunea de Sfântul în cizme, care n-are dinții în gură, nu vrea nimic, n-are așteptări. Aia pe care nu-i băgăm noi în seamă, Alice. Da, da. Sunt mai înalți decât noi. Da, da, da. Se mulțumesc că nu vor materia, nu vor o casă mai bună, nu? Iar modelul... Acum nu zice nimeni să stai să dormi pe bancă, dar modelul este Hristos. El care este Dumnezeu și putea să-și aleagă ca un loc de naștere, un palat plin de aur, și a ales un staul, paie, și alaiul lui erau animalele care erau pe acolo și stelele și natura. Ne-a arătat simplitatea să avem această detașare de materie. De ce? Păi, n-am zis că ești duh de lumină, că nu ești din lumea asta, nu ești materie. Ești duh, ești lumină, apoi și fii. Și nu trebuie să pui atâta preț pe cârpițe, sunt cârpe. Astea ne trag în jos. Eu mi-am imaginat duhul ăsta de lumină ca un balon din ăla cu aer cald. Și nu o să ni se înalțe balonul, nu o să trecem cerul. De atâta cârpe ce am adunat, da, și mobilă, și colecționar, sunt colecționar, să vezi ce ți-o fur de la colecțiile tale. Cum nu ți se urcă balonul din cauza colecțiilor. Da. Da. Tu, simplitatea, simplitatea, și Hristos este modelul suprem de simplitate. Avea o cârpă pe el, o cânepă, n-avea casă, nu era pretutindeni, unde era chemat venea, se ducea către celălalt. Era această venire către celălalt de jos în sus, întotdeauna. Iar îndemnul lui mie mi se pare absolut împuternicitor să facem, pentru că el a reușit să biruiască lumea, iar noi putem mai mult decât a putut el. E îndemnul lui, deci mi se pare... Și uite ce mai aud eu acum,
Păi dacă El este Fiul lui Hristos și noi suntem copiii Lui, înseamnă că suntem frați cu toții. Nu e nimeni mai presus decât nimeni. Nimeni. Nu poți să zici că raza asta e mai frumoasă decât raza cealaltă. Că suntem toți raze ale aceluiași soare. Deci noi trebuie să ne susținem, să ne împuternicim, să ne gândim tot timpul la celălalt. Asta este natura divină. Da. Așa ne arătă măreția, Iuliana, măreția noastră de duhuri, de lumină, de natura asta divină, ne arătăm doar când poți să te duci către celălalt, să-l ajuți, să-l susții, să, bine, nu te bagi acum salvator așa, hai să, cu forța. Nu, când ți se cere. Da, da. Trebuie să cere și ți se vadă. Trebuie studiată Biblia, nu citită, studiată cu creionul, pentru că sunt spuse toate acolo. Studiată, încă un cuvânt, citit și printre cuvinte, și printre rânduri, și printre litere, și pe după copertă. Cu mintea noastră, în primul rând. Să nu absolutizăm nimic din lumea asta, să avem încredere. Am pus în noi, Iuliana. Avem în noi toate softurile. Bucuria o conținem. Iubirea o conținem. Dumnezeu ne-a făcut parteneri cu El, egali. Că avem același dar de a procrea. Prin cuvânt, unul, da? Cuvântul naște, creează. Da. Știi? A doua formă de creație e chiar să dăm viață. Este... Ce vrem mai mult de atât? Ne-a dăruit tot. Se dăruiește continuu. Și această dăruire continuă generează energie continuă. Tu îți dai seama că e însăși principiul fundamental al existenței Lui. El s-a autogenerat la infinit prin această dăruire. Fiecare celulă care bate, o singură celulă din infinit de celule, că își generează energie la infinit. Deci El este uriaș, este imens. Și atunci... Eu am înțeles că El nu-și cunoaște imensitatea. Cum altfel se vede pe El? Prin noi. Ne-a creat pe noi. Atunci experimentează prin mine, prin tine, prin pisică, prin purice, prin floare, prin copac. Ce înseamnă să ai corp? Această energie infinită e pusă în fiecare. De asta are, ne îngăduie pe fiecare să fim cum vrem, nu ne condiționează, e îngăduitor. Vrei să fii transexual, e alegerea ta. Vrei să fii veveriță, e alegerea ta. Nu mă bag. Și nici noi, dacă El nu se bagă, noi de ce ne-am băgat? Trebuie să fie acceptare, nu toleranță. Nu toleranță, că toleranța înseamnă, bă, nu-mi convine, dar trebuie să înghit. Nu-ți de acord cu El, dar... N-am încotro. Nu, nu este bine nici de mamă, de Fecioara Maria, te accept oricum ești, mama, oricum ești. Da, da. Că, aminte când erau mici copii, făceau pipi, popo, vomitau pe noi și noi eram în extaz. Vai, ce frumos e! E, unde a dispărut extazul ăsta? De ce când are 10 ani și să spune, nu mai ești în extaz? Știi de ce? Că ai așteptări. Da. Ai așteptări. Nu mai vezi copilul ăla mic, acum te-ai făcut mare și am pretenții de la tine, am așteptări, mă așteptam să te... Când ești mic, nu știi ce faci. Vezi? Așteptări. Și atunci reiese că nu ești în iubire, că iubirea dăruiește tot și nu așteaptă nimic. Ai așteptări? Ai ieșit din Wi-Fi cu Dumnezeu. Și atunci acțiunile tale vor suporta niște facturele. Da. Întreabă-mă orice vrei, că nu că am răspunsuri, dar le trimite Dumnezeu. Ne inspiră. Nu e nimic de la noi tu. El zice tot. Da. Haideți să vorbim un pic de ce înseamnă să fii mamă acum. Cum să ne comportăm acum cu copiii, după învățături? Că înainte cam știm cu toții cum ne comportam sau ce înțelegeam noi. Acum... Unu. N-ai voie să corectezi niciodată nimic. În față e Dumnezeu, da? Divinul care se manifestă prin copil. Păi tu îl corectezi pe Hristos sau pe Dumnezeu, îi spui ce să facă. Da. Asta e prima... asta e primul pas. Pe urmă, doi. Este o chestie absolut genială. Exteriorul este deja generat.
Îl iei așa cum vine. Este un program pe care tu l-ai generat. Hai să vedem oare cum să facem să înțelegem chestia asta, cum e că exteriorul e deja generat. Păi da, este acțiunea, reacțiunea. Și eu am găsit ceva, că cum să facem să putem ajuta oamenii să înțeleagă mai bine. M-am legat de eco, da? Ca să vedem ce înseamnă acest prezentul este deja generat. Deci n-ai ce să te mai iei de el. Trebuie să-l lași să se stingă. Numai atunci vei stinge acel program. M-am gândit la eco, paralelă cu eco. Eu sunt la munte, da? Și strig. Eu singură cu natura, cu Dumnezeu. Și strig. Taci! Și se aude eco. Taci! Vezi, s-a generat exteriorul. Da, da, da. Și eu, dacă intervin în acest exterior generat, îl generez din nou. Nu! Tu să taci! Și se generează din nou. Nu! Tu să taci! Tu să taci! Tu... deci ca să... Dar bineînțeles că o să mă iau la ceartă cu el și o să zic, ce mi-ai zis? Și se aude din nou. Ce mi-ai zis? Ce... Și așa o pot ține la infinit. Deci este o nesăbuință. Să tot autogenerezi singur exteriorul. Mm-hmm. Deci, ca să sting acel eco, eu trebuie să nu mai intervin. Să înțeleg că este deja generat, vreau să tac eco, tac eu. Intru în contemplare. Nu mai zic nimic. Și atunci revin la copil. Dacă el a făcut ceva, de exemplu, se uită la mine și îmi zice, ce ai zis, măi, moșule? Da? Să zicem că e un adolescent din ăsta de 17 ani și l-am prins cu țigara. Și ai zis, mă, moșule, hai, marș, lasă-mă. Nu ai voie să intervii? De ce? Normal, mă, normal zice să-i dai una, să-i zboare căpățâna că ești tasul. Noi am crescut, eu te-am făcut, eu te omor. Nu, total greșit. În primul rând că e Dumnezeu în față, da? N-ai ce să te iei de el că ți-o furi. Păi trebuie să fii nebun să te iei de Dumnezeu. Îți dai seama ce jihad naști? Și doi, exteriorul e deja generat. Acolo e un program care e al tău și copilul doar ți-l oglindește. Da, da. Și ca să-l salvezi pe copil, pentru că el și-a luat un rol pe care el poate nu vrea să-și ia, dar a trebuit să vină plata cumva. Datoriile vin prin cei apropiați. Că la noi nu prea au funcționat. Prin noi nu ne-am prins, știi? Și Dumnezeu zice, frate, asta e grea de cap. Hai că eu dau prin copil, că la copil am văzut că se cam înmoaie, cam taici genunchii. Da, da, bărbații îi mai schimbă, mai găsește alții, mai... Nu vorbești, mă, că divorțezi continuu. Deci nu, bărbatul, nu știu, și dacă te bate, și dacă scoate dinții din gură, și mai tare îl căsăpești, îl desfințezi în cap. Și atunci Dumnezeu a zis, băi, deci nu mă înțeleg cu femeia. Și atunci a zis, unde o putem lovi? La copil, acolo, imediat... te cam faci fetiță cu minte. Eu una cel puțin m-am făcut fetiță cu minte prin copil, când am văzut că a început copilul să aibă provocări privind sănătatea sau și am aflat că eu sunt cea care a generat și că nu știe divinul cum să mă mai oprească și sunt notificări divine, știi? Da, da. Și am zis, hopa, și ce trebuie să fac? Păi, trebuie să oprești atacul la persoană, în primul rând nu-l mai măcelărești pe tată, pentru că el are primordialitate, că e stâlpul casei. Eu nu pot să vă dau la stâlpul casei, că îmi pică casa. N-ai cum, că-ți convine, că nu-ți convine, băi, dar te pleci în fața lui, că ți-a arătat și Maria, a stat cu minte în fața lui Maria Magdalena, la fel. Nu este semn de slăbiciune, ci este semn de înțelepciune. Știi? De putere. Da. Nu e că, dar cum o să fac? Dar la câte mi-a făcut? Păi ce ți-a făcut, mă? Că nu ți-a făcut nimic. El doar ți-a oglindit cine ești tu. Da, sunt da, niște principii care ar trebui înțelese. Da, și aici cu înțelegerea e ceva, că înțelegerea asta nu ține de inteligență și de cât ești de deștept. Exact. Înțelegerea, eu când o pronunț, o pronunț cu majusculă. E un dar. E o consecință a unei golgote, știi, Iuliana? Da, eu zic din experiența mea. Da, că cred sunt că toți, aceeași. Eu cred că toți ajung, da. Da. Eu am aceeași pregătire și acum pe care am avut-o din totdeauna și de ce deodată am înțeles și înainte nu înțelegeam că
n-am făcut meditații la matematică și am un neuron în plus. Da, sau... da, exact. A fost în urma suferinței. Nu se poate fără carne ruptă, căzut, urcat Golgota, gâfâit pe Golgota, căzut cu crucea, strivit sub ea, numai așa, din păcate. Da. Ăsta e drumul. Și sunt variante în care ori o faci de bunăvoie, lăsarea, ori vine el și este ca un tsunami năpraznic. Iar eu acum, de câte ori am ocazia să mă las, o fac cu bucurie, pentru că fiecare lăsare mie mi-aduce puncte, să zicem. Îmi generează energie vitală. Da. Și dacă am o datorie foarte mare, eu și tot neamul, că eu e un bagaj transgenerațional, în loc să vină o factură mare, mi-o fracționez. Și cu fiecare șansă de a mă lăsa, o fac. Concret, ce înseamnă asta? Păi nu știu, uite, sunt pe stradă acum doi care se bat. Nu intervin, nu zic, nu iau apărarea nimănui să fac eu dreptatea mea. Nu, păi, ei trebuie să-și consume momentul că au de învățat niște lecții. Eu nu pot să intervin în planul divin, decât dacă mi se cere. Dar și cere. Eu am de învățat o lecție, pentru că dacă mie mi-au apărut în realitatea mea acei oameni care se bat, înseamnă că în interiorul meu e ceva ce a generat realitatea. Că da, puteam să văd doi tineri care se sărută. Da, este deja generat. Deci e ceva din spate. Exact. Să zicem că tu ești o sfântă, n-ai făcut nimic și levitezi pe nord de aur. E de la mama din spate, de la bunica. Da. Tu îți dai seama câte lucruri ascunse sunt în spate. Avem bunici care au fost în război, sunt crime, sunt avorturi de care nu știm și dăm socoteală noi acum. Da. Și atunci ce faci? Te lași. Pentru că știi că face parte dintr-un concept regizoral divin. Noi nu avem vederea asta de ansamblu, știi? Da. Vrem noi să știm de ce. Nu trebuie să știi de ce, tu ești doar interpretul. Eu cred că e și prea complicat pentru mintea care o avem noi acum, la nivelul nostru. Categoric, da. Când va fi să înțelegem? Când Dumnezeu nu vrea să ne dezvăluie tot procesul. Dar nu cuprindem. Exact, nu suntem acolo. Și mai e chestia asta că, stai că-ți explic eu ca să înțelegi. Păi, înțelegerea e un dar divin, primit în urma unei suferințe, unei bătăi, încăierări, unei golgote. Nu poți să vin eu, deci îl primești ca răsplată, că Dumnezeu te răsplătește. Deci vine Duhul Sfânt și îți face acest dar, înțelegerea. Nu, lasă, Iuliana, că îți explic eu, că eu m-am prins. Te fac eu să înțelegi. Tu dai seama ce aroganță, adică ce trebuia să-ți dea Duhul Sfânt, îți dă Alice. Nu ai voie. Nu te-a întrebat nimeni, nu ți-a cerut nimeni sfatul. Sunt foarte atentă și cu oamenii cu care interacționez pe școală, le spun mereu, puneți întrebări, că altfel nu zic nimic. Nu zic că mi-o fur. Nu. Da, da. Sunt foarte atentă. E întrebare, răspund. Nu e întrebare, nu îl alerg pe om. Mai scapă, îți dai seama că nu las dâră, nici de smirnă, nici de tămâie. Da. Dar măcar le văd. Acum sunt destul de atentă. Dacă nu sunt, îmi vine din față și mă atenționează divinul imediat și îmi dau seama că am făcut ceva și ca să sting acel program, mă las. Sunt miel. Dar modelul suprem de lăsare, tu e chiar Hristos. S-a lăsat. Nu s-a opus la nimic. Nici când a fost biciuit, nici când a fost scuipat. El a zis, uite, așa trebuie să faci dacă vrei să învii. Dacă vrei să stingi programele, dacă... Mă rog, în terminologia asta creștină, religioasă, a bisericii, păcate. Păcate, eu nu le fac. Să le zicem programe. Nu puteai să folosești cuvântul programe acum 2000 de ani, că nu înțelegeau despre ce vorbești. Da. Ce păcate? Când vezi păcate, înseamnă că judeci. Aia a fost bine, aia n-a fost bine. Păi nu e nimic bine sau rău. E doar Dumnezeu care experimentează energia lui infinită, că dă pe afară de atâta energie și vrea să vadă. Ia mă, cum e să fii tatuat? Și își face tatuaje, își bagă bile în cap, ce vrea el? Lași să fie. E Dumnezeu, vrea să fumeze, treaba lui, vrea să doarmă pe străzi. Tu doar atât să zici, te văd, Doamne, și acolo. Te văd și în ăla, te văd și în ăla, te văd și în pisică și să-l recunoști pretutindeni. Atât e simplu. Simplu. Și să și te bucuri, că e un joc până la urmă.
Da, tu se simplifică foarte tare. Păi, dar înainte eram chinuită și muncită și nu înțelegeam cum să fac. Era imposibil. Îmi doream să plec din viața asta, să am un buton să-l apăs că nu mai îmi place. Nu vedeam rostul. Era o chin. Dar de ce am viața asta de rahat? Cu ce am făcut eu să merit așa ceva? E, acum am înțeles mecanismul, știi? Da. Am înțeles. M-am prins cât de cât și lucrez. N-am înțeles, nu o să înțelegem niciodată. Dar Complet. măcar ne Da. străduim. Da. Da. Ideea este, mă, să nu te duci cu tema nefăcută la școală. Fă și tu acolo, să văd eu că ai muncit pe caiet, că nu să... Oricum, eu cred că înțelegem exact cât avem nevoie, dar exact Da. cât avem nevoie. Eu consider că este doar despre a contempla. Să te uiți și să te bucuri. Wow! Exact cum face copilul. Da. Exact cum face copilul. Wow, uite și copacul ăla înflorit. Hey, ninge, uite un om de zăpadă, uite o pisică, uite aia, uite. Contemplare. Uite cât e de minunat Dumnezeu, ce culori a putut să pună în copacul ăsta. Uite pasărea aia, uite cum cântă. E Dumnezeu în toate. Să-l recunoști, să-l venerezi, să nu te plângi. Când tu e ca și cum mergem în vacanță în Grecia, da? O superbitate de peisaj și în loc să ne bucurăm pentru cât ține vacanța, că asta e viața, o Da, vacanță, o călătorie, eu mă plâng într-una la hotel. De ce nu e prosopul așa? Și cum e posibil? Dați-mi să scriu și să fac o plângere. Deci, nu! exact. Bucură-te! Contemplă! Uită-te la fiecare piatră! Copiii tăi, ai văzut ce fac? Toate Da, pietrele sunt la ei în buzunar și da. tu smelci. Despre ce vorbim? Să Da. fim copii, eu cred că copilul este cheia. Și am să vorbesc tot cu materialul clientului, cu Biblia, da? Zice acolo, lăsați copiii să vină la mine, că a lor va fi împărăția cerurilor. Da. Păi care copil? Că eu nu mai sunt copil, sunt mare deja, sunt adult. Păi copilul acela interior, divinul, că ăsta e copilul, pronunț cu Da. majuscul, pruncuțul acela, Hristul. Și de ce-i Și cum să fim? copil? De ce-i copil? Pentru că el trăiește într-o bucurie continuă. Da. Și Nu are iubire nemulțumiri. necondiționată. Da. Te acceptă exact cum ești. El nu știe că ești bețiv, că ai fost la curve. Nu știe. El te iubește oricum. Da. Așa e. Da. Și nici nu-i pasă. Auzi, auzi, când se trezește dimineața, el zice, aoleu, am făcut popă, am pampersul plin cu popolică și pipilică. Da. Nici nu-i pasă. El doar se uită în oglindă și se bucură și râde. Eventual mai bagă mâna în pampers și mai ia și o gură. Se Plus că bucură. iubește pe toți din jur, nu-l interesează cu ce ești îmbrăcat, dacă te-ai dat cu parfum, dacă miroși bine, dacă miroși a mâncare, dacă. Hai mă, Iuliana, ești sigură? Nu crezi că Da. se uită în oglindă când își vede puful ăla pe cap și zice aoleo, trei fire de păr, trebuie să-mi fac un implant Implant. și burta asta să-mi fac o liposucție. Habar nu are că e disproporționat și care e capul mai mare decât corpul. El doar se bucură că e. Băi, mănâncă zăpadă galbenă. Alo! Și am zis, ce faci pe acolo? O pitea imediat o palma. Ăsta e copil. Acum nu zic să mâncăm toți zăpadă galbenă. Dar e vorba de bucurie. Da. Când noi oamenii mari, când plouă afară, e nenorocire, vai, o să mă ud. Ăștia se aruncă în toate bălțile. Ăștia în Da. toate bălțile se aruncă. Nu le pasă că sunt murdari, că noroiu, că... Sau... Dar să ne aducem aminte când eram noi copii, Iuliana, păi stăteam afară și ne jucam pe derdeluși până ne înghețau și mucii, aveam surțul la nas și ne Da. tremurau degetele, îmi puneam mănușile pe Tot nu calorifer în vroiam, holul tot nu blocului vroiam în casă. Tot. și nu ne păsa de haine, nu ne păsa să mâncăm, că ne tot striga mama de la balcon să mâncăm, să... Nu. Da. Nu aveam treabă. Deci noi nu eram atașați de materie să... Nu. Noi doar eram. Să Da. fii copil este o stare. Să fii. Da, Da. aia trebuie să găsim din nou bucuria aia. Inocența, candoarea, să iubim necondiționat. Să... Tu ai văzut cum se bucură copilul când vine tati acasă? Aleargă și te cuprinde cu brațele. Tati, tati. Păi tu faci așa că vine bărbatul. Eu nu mai făceam așa.
Când vedeam că intră, mă gândeam, cu cine știe pe unde a fost și s-a chiloțit și așa. După, e, acum lucrez, că îl văd pe copil și zic, stai mă să mă iau și eu după el, stai că asta e calea. Să-mi aduc aminte și să revin, că sunt în noi, le conținem programele, doar că am rătăcit copilul ăsta pe undeva, într-un cotlon al nostru, știi? Și dacă îmi dai voie să spun, cel mai mare maestru al bucuriei și al întâmpinării celuilalt a fost câinele. Câinele nostru, avem un câine foarte haios, o scumpă. De vreo 3 ani de zile n-am suportat-o. Mi se părea că e un chin să stau, să strâng după ea. Ce mi-a trebuit câine? Ce mi-a trebuit? E, ce să vezi, că am început să observ. Dacă mă trezeam dimineața la 3 să mă duc la baie să fac pipi, asta se trezea, se dădea jos din pat și se bucura de zicei că l-a văzut pe Lazar în via din morți. Dacă ies 5 minute afară și mă întorc, la fel se bucură, de parcă nu m-a văzut de o săptămână. Se bucură în continuu. Când vine domnul meu acasă, păi, se bucură cel mai tare dintre noi toți. Deci sare, schelălă, e țipă, aproape că face pipi pe ea de bucurie. Da, și am zis, erai tu de câine, dar unde încapem atâta bucurie în tine? Unde-mi atâta bucurie? Că mie nu-mi vine să fac așa. Și am stat și m-am gândit, zic, bă, e o chestie. Azi așa, mâine așa și le-am chemat pe astea 3 ale mele și am zis, mă, ia veniți încoace, ia veniți încoace. Asta mică ne bagă în belele. Ne dă în gât la tati. Deci când vine tactul acasă, bă, să sărim înaintea câinei, că deja mă enervează scârba asta. Deci când vine tati acasă, să nu mai apuce asta să fie prima la tactul, că îi dă idei. Știi? Și adevărul că și mie mi-a dat idei, că de câte ori vin de la cumpărături, băi, singura care vine și se bucură că mă vede. Nu sar copiii, se uită și întreabă, ce mi-ai adus? Bă, bucură-te că am intrat pe ușă, că poate mă încălca mașina. Da. Și atunci mi-am dat seama, măi, a creat Dumnezeu minunea asta de ființă, câine. Nu contează că e de rasă, că nu e de rasă. Ei conțin programul ăsta de bucurie infinită și iubirea asta necondiționată cu dedicație pentru tine. Învață, uite așa trebuie să fii, zi de zi, zi de zi. Și atunci, astea mici au început să se ia la întrecere. Îi vine tati acasă și asta mică zice, nu, eu am fost prima, și zic, nu, Matilda a fost prima, ma nu, eu am fost prima, vezi? Păi, le învățăm, da. Învățăm, da. Da, și eu am avut, și eu am avut un câine, o cățea și pisică, că văd că ai și pisică și cățea. Da, sunt pisicăreasă, da, sunt minunate, da. Ființele astea. Eu am avut la fel și tot așa, cățeaua mea m-a învățat iubirea aia necondiționată. Eu mă uitam la ea și mă minunam. Țin minte că odată o tundeam în cadă, o băgasem și o tundeam. Și din greșeală i-am ciupit coada, că ea nu stă tăia, dădea din codiță. Uh-huh. Și, bucurie, bucurie! Da! Mă, a schelălăit săraca, că a durut-o și a venit la mâini să mi le lingă, mă. Oh, îți dai seama că tu nu mai vorbeai 3 zile cu bărbatul, da, dacă-ți făcea, da, ceva. Da, eu una așa făceam. Deci eu nu mai vorbeam cu el, da, cu, da, zilele. Da, adică și după ce mă iei cu obligatoriu, mă bagi în cadă, că nu ți-am cerut eu să mă tunzi. Da. Câtă lăsare! Da, da, da. Câtă lăsare! Da. Cum ne arată Dumnezeu prin absolut tot ce e împrejurul nostru. Lasă-te! Da. Dăruiește-te celuilalt. Zi-mi tu mie, face prunul prune pentru el, se mănâncă singur? E, da, pentru noi toți. Ni se dăruie total. Totul ni se dăruiește, toată natura ni se dăruiește, aerul este, nu costă nimic, nu costă, da, nimic. Și noi ce facem? În loc să ne bucurăm de fiecare zi, să vedem că fiecare zi chiar e o minune, e o minune. Noi ne plângem, avem probleme, ne batem capul. Asta este natura umană, din păcate, dar să nu uităm că nu suntem asta, să nu ne identificăm cu acest corp de carne, cu carcasa asta, că noi suntem suflet infinit, nemuritor. Să nu uităm că nu suntem acest ego, această minte, mintea asta duală. Suntem divin, 99%. Să ne manifestăm așa. Așa ne arătăm măreția și așa ne onorăm Tatăl. Suntem copiii cuiva. Da.
Minunată. Ce place să vorbesc cu tine, ești minunată. Da, eu pur și simplu stau și pur și simplu, nu știu, m-ai purtat așa, eram în fundal, cum zice Marius, știi? Și doar te ascultam așa, cu mare drag te ascult. Vrei să dau un pont apropo de fundal, că mi-ai spus cuvântul ăsta cu fundalul. Așa. Cum să fac să tacă mintea? Că poate sunt persoane care zic, băi, hai că vreau să fac și eu, cum să nu mai atac bărbatul? Adică să, să scadă mintea, să nu te mai iei de el, pentru că dacă zici ceva de el, de Dumnezeu zici. Păi cum să zici, mă, de Dumnezeu, că e așa și pe dincolo? Tu nu-ți dai seama că ți-o furi. Deci, nu că, da, poate nu ți-o fur tu, dar ca să te convingă Dumnezeu că nu ești în iubire, vine pe copil. Da, vine da, o boală năpraznică. Uite cum am reușit eu să fac. Deci am doi pași. Unu, în față e oriunde, oricine e Dumnezeu. Că e femeie, că e bărbat, că e țigancă, că e cu muci la nas, nu contează. Că e bețivul ăla tăvălit pe jos, care e pișat, îl bâzie muștele, e tot Dumnezeu. Deci dacă, da, cum zice Marius, dacă își dă masca jos, fugi! Fugi! Dacă îți dai seama pe lângă cine ai trecut. Și știi ceva? Noi în povești avem toate astea. Că e tot timpul Sfânta Vineri, baba aia care de fapt nu e babă. Sau vin doi moși, e de fapt Dumnezeu și cu Sfântul Petru. Doi cerșetori vin și îți bat la ușă și îți cer găzduire pentru o noapte. Așa. Deci hai să revenim la pași. Am așa, în față întotdeauna e Dumnezeu. Și n-ai ce să ataci, pentru că ataci chiar pe creatorul universului. Ataci viața însă și atunci ai să fii scoasă imediat din joc, pentru că nu încalci regulile jocului. Și doi, cum fac eu să zicem că nu-mi funcționează? Mă, nu reușesc să-l văd pe bărbatul meu că e Dumnezeu. Cum să fac să nu-l mai atac? Să nu mai zic, ia uite-l mă ce nenorocit, ia uite bă, iarăși a pus spălătorul în partea stângă când el știa că trebuie să stea în dreapta. Deci nu îl mai măcelării, nu te lua de el, nu-l critica, nu-l mai judeca. Știi cum fac? Am găsit chestia asta cu cameră de filmat. Îmi zic așa, cameră de filmat, cameră de filmat. Și știi ce înseamnă? Este o, ca un dresaj pentru bulterier. Că noi suntem ca niște câini de luptă care te-ar rupe, mă, te-ar sfâșia, mai, ca niște cățele din alea. Și atunci noi avem nevoie la energia asta uriașă de niște comenzi foarte clare, o disciplină, un singur cuvânt, să-ți zică zdrang și tu să faci bing, a, gata. Și la mine a funcționat camera de filmat. Ce înseamnă asta? Hai să vedem. Camera de filmat te aruncă în fundal, te aruncă în poziția de observator. Observator. Că eu îmi înregistrez tot, văd imaginea, aud cuvintele, pot fi înjurături. Eu zic, camera de filmat, camera de filmat, camera de filmat. Ce face camera de filmat? Înregistrează tot. High definition. Dar nu-și dă cu părerea. Ia uite bă ce a zis. Nici nu se supără. Nu. Este total neutră. Asta este poziția de observator. Este chiar poziția divină. El doar stă și observă. Și în funcție de ce ai zis, ai să-ți o furi singur. Că vine după cuvânt, îți vine și acțiune, păi, reacțiune. De ce ne-o furăm singuri? Pentru că, cum am zis, în față e Dumnezeu, eu sunt tot Dumnezeu. Și când mă iau de ăla, eu mă iau de mine. Eu practic dau în mine. De la devine. Dai în tine, că îți generezi exteriorul. Deci tu îți generezi clipa care urmează. Exact. Îți generezi singur. Ești creatorul, propriul tău creator. Nebunia nebuniilor. Și atunci, hai să vedem. Măi, vine copilul cu tot felul de nenorociri. Uite, mama, m-am tatuat. N-ai ce să comentezi, e deja generat. Tu dacă ai să... E ca și cum te iei la ceartă cu ecou și îl vei tot amplifica, îl readuci, îl reînvii. Nu, trebuie să taci, nu intervii, e deja generat. Ca să stingi acel program și să faci copilul să iasă din rolul pe care a trebuit să-și ia, ca să stingă programul, trebuie să nu intervii. Cameră de filmat, cameră de filmat, cameră de filmat. Da, lăsare, să te lași. Cum a făcut și cățelul tău, mai ciupit, eu nu zic nimic. Eu știu cu bucurie, 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 bucurie. Da, da. Uite, da, hai să, uite să explic chestia asta cu acceptarea, pentru că eu până mai curând încercam acceptarea și nu mi-eșa întotdeauna. Și am observat, am conștientizat eu, că de fapt eu nu dădeam eticheta jos. Încercam să accept un lucru cu eticheta pe el. Adică, hai, eu vreau să te accept pe tine, dar eu în capul meu spuneam, bă, Alice e greșită cumva. Înțelegi? Deci,
Trebuie acceptat eu le văd a... fără etichetă. Știi ce? Cred că e un cuvânt ce s-ar asorta cu Hristos, cu Dumnezeu, îngăduința. Da. Este peste acceptare. Uh-huh. Uite, spune-mi, de exemplu, eu pot să fiu, adică Dumnezeu este îngăduitor sau Hristos e îngăduitor. Poți da, să zici este da. Acceptator. Da, da, vezi da. Că nu ai cuvânt. Da. Deci îngăduință este un alt nivel de frecvență. Eu așa îl percep. Este chiar o manifestare hristică. Blândețe și îngăduință. E îngăduitor. Dar Dumnezeu chiar e îngăduitor, da. Nu e acceptator. Nu? Dar și ce înseamnă îngăduitorul ăsta? Adică el nu-ți pune ție etichetă. Nu-ți da, spune... și te lasă să fii. Te lasă să fii. Da, nu se ia da. De tine. Exact. Te lasă... Păi da, stai puțin, ca și cum s-ar lua de el. Păi dacă el știe că e Dumnezeu și că el se manifestă, lasă-mă da, să-și consume energia. Că Dumnezeu, n-am zis că este o energie infinită și el nu-și cunoaște limitele, nu-și cunoaște puterile. Cum și le cunoaște? Prin noi, prin corpul nostru. De asta a zis, băi, alo, amețiților, vă trimit, v-am făcut un teren de joacă. Uite, planeta Pământ, vă trimit acolo, fiți atenți, vă dau aer, apă, corp, mamă, super corp, vă dau și minte, vă dau inimă să fiți iubire, vă dau ce daruri vreți voi, îngăduință, blândețe. Da, da. Doar trebuie să fiți, atât, nimic, nu vă costă nimic, doar trebuie să fiți. Și noi nu. Și chiar și așa, când ne-a dat și chestia asta, și când tu te prostești și nu mai știi cum să fii, eu îți dau și oglinzi, mă, ca să te vezi. Da, ca să te ajute. Da, da. Auzi, deci mie mi se pare genială chestia asta cu oglinzile. Dacă eu cred despre mine că sunt deja iluminată și vai ce minunată sunt, păi uite, îmi vine cineva în față, dau un exemplu concret, că cel mai bine se învață din exemple, să zicem, uite, mă întâlnesc cu un grup de 5 fete și le aud cum bârfesc între ele, stăm la cafea și eu mă uit la una și zic, mamă, ce mă enervează aia, perfect, e perfect. Eu cu mine, vocea interioară, zi, Alice, ce te enervează la aia? Mă, nu știu, ba, zi-mi ce te enervează, te enervează că e frumoasă? Bă, nu. Dar ce te enervează? Că, nu știu, are haine frumoase? Nu, nici asta. Deci trebuie să fii foarte sincer cu tine. Bă, cred că mi se pare că e prefăcută. Perfect. Ia caută-te tu, în străfundurile tale, unde ești tu prefăcută. Deci femeia aia și-a luat un rol să mă ajute, să mă oglindească. N-am nevoie de psiholog, psihiatru, să dau bani să mă umple de pastile și de nu mai înțeleg de creierii mei și mă duc și mă spânzur acasă. Da? Și îl trimit pe bărbatul meu. Băi, eu am fost, acum du-te și tu. Deci du-te da, și tu, că eu merg de 6 ani deja. Da? Deci trebuie să mergi, că de aia ne merge prost. Că tu nu mergi, adică eu fac, dar fă și tu. Adică pune și de la tine. Nu, numai femeia e cea responsabilă. Și mie mi se pare genial că este în puterea ta. Pentru că știu foarte, eu știu foarte bine ce pot face. Da? Da, și da, cum da, ar fi să zic, băi, hai mă, eu mi-am făcut treaba, acum a fost și tu, că de aia nu merge. Nu, ține numai de tine. Genial! E atât de simplu. Da. E, și oglinzile astea mi se par cel mai mare dar. Deci să ai pe cineva în față pe care nu-l suporți și te enervează este cel mai mare dar pentru că te ajută, îți suflă Dumnezeu la tablă. Ia, zi ceva de mine. Ți se pare că sunt încrezută? Cine zice la stop? Caută-te, da, unde da. Ești? Și dizolvă programul. Și, sincer, de adevărat, am zis, bă, mă enervează că nu că e frumoasă, nu mă enervează asta, nu simt că asta ar fi. Bă, mi se pare că e prefăcută, că atâta vorbea de iubire și de biserică și a zis, bă, mi se pare prefăcută, asta nu știe ce vorbește. Și a zis, bun, Alice, perfect, ia du-te tu, tătică, caută-te de păduchi, unde vorbești tu de iubire și ești prefăcută. Și am început, mă, cu bărbatul meu sunt așa, mă, văd că n-am resentimente față de el. Mă mai uit și la în trecut să văd, ia, când a făcut așa, mai simt ceva? Nu, deci văd că la el e ok. Dar atunci, unde găsesc eu prefăcătoria? Mă, și mi-a picat fisa. Cu aia mică? Nu, frate, că pe aia o ador, că face tot ce zic eu. E cățel, nu? Da, da, da. La aia de 14 ani. Mi-a zis aia două vorbe și deja m-am uitat așa la ea. Și am zis, aha, ai văzut unde mimezi iubirea? Uite aici ești prefăcută. Zici și tu. Cât e de simplu. Și atunci eu sunt foarte atentă de ce am pierdut Wi-Fi-ul cu Dumnezeu prin acel copil. Da. De ce nu mai simt să îmbrățișez? Mie îmbrățișarea mi se pare
un gest absolut, total. Da. Că, uite, mă gândeam dacă aș ști că mai trăiesc 3 ore, ce aș face? M-aș duce în Paris sau, nu știu, aș mânca nu știu ce bunătățuri? Nu. I-aș lua pe toți în brațe ai mei și doar i-aș strânge în brațe. Atât. Și știu ce vorbesc. Am avut o pisică birmaneză, 20 de ani mi-a fost alături Dumnezeu prin ea. Și când a fost să plece din lumea asta, doar o strângeam tare în brațe. O țineam așa la piept. N-am ținut-o la sub braț, da? Deci am simțit că aici se întâmplă ceva, că aici e sanctuarul. Că aici nu îi se poate întâmpla nimic și este în siguranță. Deci îmbrățișarea asta, cuprinderea, să fim un împreună în îmbrățișare este uriaș. Și, uite, îmi vine un pont. Cum e Fecioara Maria în icoane reprezentată? Nu tot timpul cuprinde, îmbrățișează copilul. Da, da, da. Că da. E mic, că e adolescent, că are 10 ani, că are 12 ani în icoane, că este Fecioara îndurerată tot timpul, are în brațe, cuprinde. Deci asta e rolul femeii, să cuprinde. Inclusiv când îl are pe brațe mort, tot pe brațele ei este. Acolo e sanctuarul, aia e biserica vie. Da. Nu știu, nevoie neapărat să mergem la biserică, să stăm, să... la mine n-am funcționat, nu a funcționat. Biserica vie suntem noi. Prin manifestarea noastră, prin punerea în comportament a manifestărilor divine sau hristice. Bunătatea, blândețe, îngăduință, da? Sau dacă vrea, dacă rezonează cineva, să fii miel. Eu am să dau un cuvânt ca să îi leșin, să fii cârpă. Da. E același lucru, doar că da, da. Nu e pentru oricine. Numai că tu ai spus un lucru acum care intră tot de la cunoașterea de sine cu care am început noi. Că ai spus, eu mă analizez. Vezi? E foarte important să ne analizăm ce simțim, nu ce gândim, ce simțim în legătură cu o situație sau cu o persoană. Ca și să văd, identific. Mă identific da. Cu divinul sau mă identific cu natura asta da. Pământească. Eu cred că în momentul în care penetrăm membrana asta a planetei, a Pământului, se da. Întâmplă o tare, știi? Da. Dar avem șansa să ne revenim în fire. În firele alea de urzeală, da. De suți, urziți da, cu da, fapt, da. Firele alea de aur. Vino-ți în fire, da? În care fire? În firele din care ai fost urzit. Adu-ți aminte cine ești și pormă să și fii. Cât putem, așa, pas cu pas. Eu am fost așa mai vulcanică și am vrut iluminare instantanee. 70%, să fiu ca Marius, să fiu exact, să-l copiez pe Hristos, că am văzut eu la televizor în filmul lui Franco Zeffirelli, că așa faci, așa fac și eu. E o așteptare, un atașament de un ideal. Răbdare, îngăduință și față de tine. Și am ajuns la concluzia că nu merge cu extreme, e nevoie echilibru. Nu merge așa cu plus 2 deodată, că m-a tăvălit pe urmă divinul la minus 2, știi? Da, da, iubita mea, dar vezi că tu așa ai găsit echilibru. Da, la așa minus 2 la plus 2 și ai găsit mijlocul. A fost perfect, a fost perfect că... Așa am reușit să-mi dau seama că e necesară calea de mijloc. Da, da. Calea de mijloc. Nu excese, nu extreme. Vreau să țin post 40 de zile. Din prima, lasă că eu pot, eu pot. Vai, deci ce mi-a venit? Ce mi-a venit? Dar ce ți-a trebuit, Alice, că puteai să-ți propui, draga mea, 1%. 1% azi, 1% mâine, mai sigur, mai stabil. Și da. Cum să... Eu am văzut așa masiv. Și știi ce am pățit? Am avut în a 10-a zi de post, m-a izbit mașina pe trecerea de pietoni, am zburat în aer de ziceai că sunt Superman. Deci da. Se fac niște curățări foarte mari. Puternice, nu da, ne putem da. Juca. Tu, nu ne putem juca nici cu postul, că ne punem cu niște energii pe care nu le putem biri. M-am dus la luptă cu mâinile goale. Cap pătrat. Na. Da, și mi-a trebuit. Trebuie
calea de mijloc, calea de mijloc. Mai bine o singură masă pe zi, nu post din ăsta drastic, așa că după postul ăla am văzut că el scăpăm încârnați, n-ai văzut cum e la români? Păi da, după ce ai ținut așa post, ai ajuns la un nivel de conștiință, că se întâmplă niște schimbări de energie, niște curățări, o igienizare spirituală și cum o tu o dai în porceală. Hai cu porcul la proțap, nu merge. E parcă o bășcălie, o buzunăreală a lui Dumnezeu, față de Dumnezeu. Pe când, dacă am ține o singură masă pe zi, hai două, una mai micuță, mai ronță, e un măr, un ceva, soții toată viața, intri în această restrângere, în împuținare, în detașarea asta de materie, să, cum spune Marius, să arătăm că nu dăm atenție materiei, că nu suntem materie. Nu suntem. Suntem mult mai mult. Suntem infinit. Suntem chip și asemănare. Sau, mă rog, spre asta tindem. Chip suntem, la asemănare lucrăm acolo. Suntem în download. Și ne mai blocăm câteodată, nu? Ne oprim așa. Tu, eu zic că nu e de glumit cu postul. În primul rând că e o taină. Dacă e taină, nici tu nu trebuie să știi că ții post. Că se zice să nu știe stânga ce face dreapta. Eu am simțit că am ținut de multe ori posturi din astea drastice, așa, de 3 zile fără apă, de 5, de 9, de 10 și tot timpul mi-am furat-o. Și a fost perfect, pentru că n-ai cum să înțelegi lumina fără întuneric. Și acum ajung să mă stabilizez, să mă echilibrez, să-mi dau seama cam pe unde e calea de mijloc. Exact. Știi? Mi-am dat seama, numai când pronunțam acest cuvânt post, că intram deja într-o superioritate spirituală, eram în a noua zi de post și cineva mi-a oferit mâncare și am zis, nu, că sunt în post. Și în mintea mea a fost, dar de ce nu mă întreabă câta zi? Și am zis, gata, Alice, deja poți să uiți! Deja e dietă! E dietă! Și ce să vezi, că nici dietă n-a fost, că după acel post m-am îngreșat mai mult ca înainte. Și am zis, ceva nu e ok, deci extrema nu merge. Nu merge cu vreau eu, trebuie să țin 40, mă, nu trebuie nimic. Când ai zis trebuie, ai tăiat conexia cu Dumnezeu. Păi la Dumnezeu nu trebuie nimic, El te îngăduie cu toate, să fii cum vrei, nu trebuie nimic. Când zici trebuie, înseamnă că ești în control. Ești satana direct, să zic așa, mai șocant pentru unele urechițe. Și știi ce am mai observat? Când zici cuvântul post, mă, parcă se trezesc toate forțele infernului și au zis, băi, veniți-mă încoace, că s-a apucat asta să țină post, hai să o placăm toți! Să nu o lăsăm! Deci de-aia e o taină. Nu pronunța cuvântul, că l-aud carcalacii și vin toți grămadă pe tine. Deci mergi pe burt. Noi vrem să ajungem în al nouălea cer și noi nu suntem atenți nici la primul cer. De primul cer nu trecem. Nu trecem, da. Iuliana. Și primul cer știi care e? Cerul gurii. Deci să nu mai zicem nimic, să avem mare atenție ce cuvinte pronunțăm. Vezi ce minunată e graiul ăsta al nostru? Da. Cerul gurii e primul de care trebuie să trecem. Și uite, noi n-avem limbă, avem grai. Grai, e mult mai profund. Da. Dacă stai să cauți în el, găsești acolo multe chei puse. Suntem puțin mai dăruiți așa, puțin mai privilegiați, parcă noi românii. Zona, nu știu dacă românul neapărat, cât zona asta, pământul ăsta, unde ne-a trimis Dumnezeu, e magic, tu, magic. Să ne aducem aminte din cine ne tragem, că suntem suma lor. Moșii și strămoșii noștri. E în fiecare celulă din noi prezența lor acolo. Poate că și de asta este ușurința asta a românului către a avea conexie cu Dumnezeu, știi? Da. Nu neapărat ortodox, nu mă refer la dogmă. La că, uite, domnul meu nu e practicant, nu e cu din asta. Dacă îi spui ceva de religie, îi se ridică părul în cap. Dar mie mi s-a părut că e mai autentic și mai cinstit decât mine. Fără să se roage, da. Fii atent, nu se roagă,
nu aprinde candele prin casă, cum făceam eu. Știm noi că trebuie să facă româncele, aprinde lumânărica, candela, zice rugăciunica și tot satane suntem pe urmă. Și ne mai facem și cruci. Da. Dar nu... da, cu Biblia la sub braț intrăm în iad. Ne dăm cu Dumnezeu cu ea în cap. Tu. Mergem la biserică cu coliva, cu aia și mâncăm ficați de om. Eu am văzut că, uite, ritualul ăsta, eu îl văd acum deloc necesar. Și am observat copilul mic. Tu, copilul mic, nu spune nicio rugăciune. El doar este. Uite, copilul de un an, de doi ani, de... nu știe, el doar... câinele spune vreo rugăciune sau aprinde lumânări ca să fie bucurie, să fie această stare. Le conține. Le conține. Nu? Da. M-am uitat și la soțul meu. Măi, e atât de îngăduitor. Păi numai că m-a suportat 16 ani de zile. Doamne, deci mi se face și rușine când mă gândesc cât de absurd eram uneori. Ce circ făceam. Și știm foarte bine ce coreografii speciale avem în repertoriu. Da, da, da. Și de cele mai multe ori din lucruri de nimic. Și vorbești, mă, numai din nimic. Da, numai din nimic. Da. Aș spune multe din casă, deci ar ieși, cred că, un... foileton. Cred că aș face un stand-up comedy dacă aș spune, da. Am zis să păstrăm intimitatea, că mi-a zis numai da din casă. Zi de tine. Păi da, dacă să zic de mine, ieși tu acolo. Da, și ziceam de domnul meu, mă, nu-și aprinde candele, nu merge la biserică, nu-l văd că-și face cruci și e bun și blând. Și gândește exact cum spune Marius, exact pe modelul hristic. E foarte îngăduitor, nu tolerant, îngăduitor. Și când am avut situații în familie, când cea mare a venit să ne dea câte o veste, el nici n-a comentat, a zis, e copilul meu, îl iubesc, îl accept, oricum ar fi, deci da, nici da. Nu se pune problema. Și eu ziceam, zici tu ceva. Aha. Aha, deci tu-i sufli în coarne ca să pic eu de aia rea. Da, zi da. Ceva! Și am rămas surprinsă că eu aveam de comentat, mie nu-mi convenea ce alegere avea. Bă, de câte ori ieșea de la baie, ieșea cu părul tuns. Avea părul până la brâu și când iese de la baie, deja era pe aici. E, mai iese în altă zi de la baie, era până pe aici. Și acum de câte ori iese, tot timpul... Deci mie simțeam că parcă îmi tăia din mine, știi? Eram atașată de o imagine, că trebuie imagine. Să fie așa. Da, trebuie da, mâine. Da. Nu trebuie. Și plus de alta, e generat. Deci undeva e răzvrătirea ta. Alisica, da. Dragă, e ce ai făcut tu când aveai 14 ani sau cine știe câți ani. Și acum copilul ți le servește. Îți vin programele înapoi și trebuie să le stingi. Deci dăm socoteală pentru absolut fiecare cuvințel și rostit și nerostit. Și avem foarte multe nerostite, le avem în minte. Cu mintea vorbim. Iar eu, Iuliana, am observat că ego-ul acesta care face parte nu-l văd ca pe ceva negativ, că e tot divinul care se manifestă doar că într-o frecvență joasă. Da, dar pe noi da. Nu ne interesează direcția aia. Eu mă identific cu direcția cealaltă, știi? Mie îmi trebuie trenul de Viena. Da. Și ca să ajungi la Viena, trebuie să te urci și cu direcția Viena. Tu zici, nu mă, că e tren, e tot tren, e aceeași chestie. Nu, că te duci în altă parte. Contează direcția, deci trebuie să-ți pui GPS-ul. Doamne, despre ce vorbeam? Și dau socoteală pentru tot ce am făcut când eram copil. Îți vine din față acum tot și nu reacționezi. Nu mai reacționa, că pum o să-și tatueze și altceva în frunte. Nu. Nu interveni. Cu cât nu intervii, cu atât se sting mai repede programele. Și o salvez, că nici ea nu știe de ce face chestiile alea. Pur și simplu îi vine. Da, pur da, și da. Simplu. E simplu, nu știu, e simplu pentru mine. Mi-a luat vreo 44 de ani. Numai că vezi că se auzea și încă auzeam așa că cei mari uită cum au fost, știi? Uită că au trecut prin toate chestiile astea și ei. Da, pentru că e natura umană, tu, și este societatea asta care ne manipulează, ne ajută să uităm, să nu ne mai amintim cine suntem, ca să nu ne luăm puterea înapoi, să nu ne accesăm. Păi tu îți dai seama să fii iubire? Păi da, este o energie care creează. Da.
Coante de lumină, tu îți dai seama în fiecare om. Deci este Dumnezeu în miniatură, același potențial îl are. Tu îți dai seama că noi prin fiecare cuvânt generăm, naștem, creăm clipa de mâine, de următoare, de peste 5 minute. Da. Ce forță fantastică și libertatea asta pe care El ne-a lăsat-o, îngăduința asta, păi și noi trebuie să dăm mai departe. Să fim asemeni lui. Chip și asemănare. Așa zice în Biblie, materialul clientului. Ne ținem. Păi ca să știi că nu vorbim noi după... De pe pereți. Da. Am fost eu, am visat și mi s-a arătat mie așa în vis, că am clar vedere. Da. Eu nu zic că este nici simplu, dar nu e nici imposibil. Nu este. Avem această capacitate și eu ți-am mai spus ție că imposibil dacă îl desfaci este da. I am possible. Yeah. E doar un cuvânt, da. Și dacă cam nu facem așa. De dragul nostru, o putem face de dragul celor din familie. De dragul copiilor. Hai, da. Poate pentru bărbat tu încă nu ți se aprinde becul, nu-ți filează. Da. Dar dacă zici că îi iubești, mama are puterea asta dacă se accesează. Accesează superputerea femeia de mamă, păi da, ea este capabilă de sacrificiu suprem, își dă și viața. Da. Și eu am zis că o femeie care e mamă are parcă o șansă în plus. Așa e? Da. O motivare în plus, o nu știu cum să zic. Câtă măreție tu, ce uriașă e femeia. Da. Femeia, nu... bărbata. E o diferență, da. Că femeia care e adormită cam trage toată familia în jos, toată planeta. Da. Generează tsunami-uri, generează filme, thriller. Da. Da, e perfect și așa. Fiecare... Da, Dumnezeu, iarăși, Dumnezeu știe El care e rostul și... Da, Marius spune că n-avem voie să intervenim peste nimeni, să fii tu schimbarea și atunci ceilalți or să te oglindească. Exact. Nu ai ce să cauți pe exterior, nu ai ce să cauți. Tu doar uite-te pe exterior ca să te uiți în oglindă. Ia, cum e aia? Ce zici de ea? Vezi că tu ești aia. Perfect, lucrează acolo. Caută. Dacă nu înțelegi pe moment, sigur o să ți se arate... Unde, uite, eu am pe cineva în tabără, n-am să dau numele, ți-am și spus, mă, am ceva cu ea, nu știu ce am, încă nu știu, dar o să aflu eu ce am. Mi se pare genial. Deci eu dacă spată deșteaptă, nu am să o iau personal, nici nu am să mă iau de ea, ci am o iau ca pe un mare dar. Care a venit să mă ajute, Alice, uite, am venit să suflu la tablă, o ghicitoare, trebuie să te prinzi. Eu doar stau în fața ta și o să-ți apăs butoanele. Încă nu știu ce anume nu-mi convine, dar o să aflu. E ceva ce nu accept din mine, încă n-am dat drumul. Și e firesc tu să mai avem teme de făcut, că dacă am fi deja așa de săvârșiți, plecăm. Nu, da, așa. Da. Cum să facem dacă am fi desăvârșit? Nu mai face nici podcast, nici nimic. Da. Tu, ideea este să reușim să nu mai împărțim. Că împărțeala asta, mintea asta duală, nu face cinste divinului. El nu e dual. El e a toate cuprinzător. Îngăduie pe toți și toate. Și atunci noi de ce stăm în acest dual? E bine, rău, minunat, neminunat. Noapte, zi. Vezi, este chiar limbajul care ne ține prizonieri. Dar noi avem o minte, să gândim și noi cu mintea noastră. Și asta înseamnă să fii împăzire continuă și prezență continuă de divin. Da, să fie Wi-Fi-ul, să fie prezent semnalul, că altfel o să fie alt semnal și acolo nu e chiar... Direcția care trebuie. E tot un tren, dar nu e direcția aia cu spre desăvârșire. Era în partea alaltă. Da, până la urmă ajungem la concluzia, cum spune Marius, e bine, totul e bine, totul e perfect în lumea lui Dumnezeu. Da. El știe dacă se trezește X, dacă se trezește Y, dacă... de ce nu se trezește Z-ul? Da.
În viața asta vorbim, că până la urmă toți suntem condamnați să ajungem în același loc. Cunosc pe cineva foarte drag și foarte special, spunea că pe Himalaya nu poți să urci cu turma. Da. Nu e pentru toată lumea. Da, da, așa. Nu e pentru toată lumea. Și poate că fiecare are momentul lui, na, sunt și alte vieți. N-am reușit în alta, în asta reușim în alta. Că eu ziceam că mie mi-a luat 44 de ani. 44 de ani acum, dar cine știe câte vieți mai am în spate, da, în da, care eram tabula rasa. Adică e un dar înțelegerea asta și trezirea. Da, da, eu da, simt da, că se întâmplă ceva, că am văzut ca niciodată tu, foarte multă lume începe să se trezească din această adormire. Da, da, da. Să ne acordăm la aceeași frecvență. Știi, când vorbesc de acordaj, chiar mă gândesc la o orchestră. Înainte să înceapă spectacolul, se ridică oboiul și dă laul. Și după acel la, se acordează cu toții. Că nu poți să... Fiecare instrument trebuie acordat. Nu poți să cânți așa cu el dezacordat. Că va fi o dizarmonie. Deci ne acordăm cu toți la același sunet. Așa se face muzica. În cântarea divină. Ce frumos! Ce frumos! Da, exact, da, cum, da. Cum spunea și Marius, știi că sus, acolo, se cântă non-stop, doar un cântec de slavă. Da, vezi, slavă, e doar despre slavă. Recunoaștere, asta este, nu? Da, da, da. Asta e rugăciunea, asta e singura rugăciune pe care ar trebui să o trâncănim, de contemplare, de slavă, de venerare. N-are nevoie Dumnezeu de cuvintele noastre goale și... trâncănitoare și mincinoase, tu. Că nu facem ce spunem. Doar apoi, e adevărat, Alice, dar nici nu știm ce facem. Nu știm. Da, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Auzi câtă îngăduință. Auzi câtă îngăduință. Câtă iubire. Da, da, da. Cum ni s-a dăruit. A zis, Doamne, iartă, iau eu păcatele lor, că ăștia s-a amețiți. Nu știu ce fac. Da, și da. De asta a trebuit să treacă el. Păi dacă el ne-a arătat ce trebuie să facem noi, de ce să nu copiem modelul? Că doar ne vrem creștini, nu? Și au trecut 2000 de ani și ne batem cu pumnul în piept. Păi atunci să și facem. Știi cum spune Marius? Nu să te rogi la Hristos, ci să fii. Să fii, da, da, da. Aici e. Da. Eu rezonez. Eu una rezonez. Nu că sunt nebună, spălată pe creier sau fac parte dintr-o sectă. E o chemare lăuntrică. O exact. Simt. Că mă cheamă, că îmi vine pur și simplu, rezonez cu ea. Da. E sunetul meu, muzica interioară. E adevărul meu, știi? E adevărul meu. Poate nici am văzut că a tuturor. Da, și am văzut că mai sunt 2, 3, 4, 7 și am zis, mă, nu singura nebună. Înseamnă că m-am... Mi-am găsit... mi-am găsit turma. Da. Minunat. Mai întreb ceva? Mai vrei ceva? Nu, crezi iubita, că... am zis. E destul, măcar de s-ar înțelege așa. Oricum, mai putem face și partea a doua, nu e nicio problemă. Cum zici tu, cum consideri, cu voia lui, să nu zic de la mine să fiu așa, știi? Da, sigur. Aroganță, Când vrea el, aliniază stelele și uite așa ne... Da. Ne întâlnim. Mulțumesc foarte mult pentru că te-ai gândit la mine. Sunt onorată. Sper să ajute, să fie de folos dăruirea asta, așa, o dăruiesc, energia asta, viu. Nimic. Nu, eu acum am ajuns să cred că cuvântul coincidență este o invenție, știi? Nu există coincidență. Iar dacă noi aici am vorbit, înseamnă că e un rost. Categoric. În primul rând că este pentru mine, tot ce mi-am spus, mi-am spus doar mie, că dacă am în față oglindă, eu acum, dacă spate este ața, ar trebui să reascult și să văd ce mi-am zis. Că Dumnezeu îți suflă continuu la tablă. Măi, deci cât ghidaj avem, câtă susținere. Exact. Și a fost cu siguranță și pentru tine, da, că și suntem pentru mine. Băi, și ne-am oglindit una pe alta. Chinezul și. Da. Da. Îți mulțumesc pentru eu invitație. Mulțumesc, iubita mea. Și mă bucur că mare am drag. Să fiu.
Și dacă am făcut pe cineva curios din ceea ce am vorbit noi, găsește mai multe informații în cărțile lui Marius Ghitel, care le găsește la editura Darana, plus că îl poate găsi pe YouTube în peste câte? 2000 de videouri, nici nu mai știm câte sunt, în care... Cred că 2600, parcă spunea Marius. În care ne și vulnerabilizăm acolo, dăm exemple concrete de tot felul în care este imposibil să nu te regăsești undeva. Da, chiar, chiar. Păi așa am învățat și eu din spovedaniile fiecăruia. Da, sigur. Că cineva, am ascultat un binar, eu așa am dat de voi, am ascultat un binar și m-am regăsit total și am zis, păi asta fac și eu. Și imediat au început să-mi cadă foile de ceapă, știi? Minunat. Deci dacă eu am putut, poate oricine. E, da, doar să își dorească. Bine, Iuliana, mulțumesc! Să ai o zi bună, minunată așa ca tine! Tuturor! Și te îmbrățișez cu mare drag! Și eu, tare, tare! Ne auzim!